o rezervare, un om. Și zic, fii atent. Vezi, masă? Nu, 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 că doar te bași și plec. Nu vreau să stau și la spectacol. Și se pune unul lângă mine în timp ce urmă și a început să dea-mi pește. Bă, dar fix lângă mine. Ai văzut? Era Daniel Niculae, ai văzut nasul? Uite, bă, e cu stocul cu toate cu spatele și mănâncă. Da, mă, bă. Și trec prin fața lui. Da, mă, da. O să moră familia. A l'opportunité d'être en tendance là-bas à la première. Oui, génial. Même oui, si la Roumanie que... ne m'intéresse plus. Dar nu, între timp, na. Adică, uite, pe Mitran nu-l văd, nu-l pot asocia cu altceva în afară de niște oameni. Ok. Nu, n-are un direct content cu online sau da, ceva. Da, să mă gândesc da. Prima, prima muială merge la Dragoș Mitran, prezent, să merge să vă facă copie Cornelia acolo și puteți să ieși. Să mă pună parafaș. Da, da. Așa, Ciulin, absent, nu e problemă. Direct bravo, așa, Crizi. Out the gate, da. Dă-i, 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 hai, Doamne ajută! Asta înțeleg că nu aveți, dar dacă mâine spune, nu știu, Popiciucă nu mai e? Da. Mă bucur și aia. Bea un gobere și hai, plecăm în turneu. Nu, oricine ar pleca. Și eu dacă aș pleca, cred că băieții au învățat să ducă ei mai de. Știi când, dacă mori, să hai. Fi învățat băieții. Nu o să pună show-uri la fel de multe, că... N-au cheful meu de treabă, dar cred că s-ar descurca lejer. Adică eu de foarte multe show-uri le-am doar pentru că eu le pun. Adică sunt sigur că dacă ar ști să facă ce fac eu, n-aș fi în grupul ăla. Lejer. Lejer. Noi am făcut și împreună un show, mai ții minte? În pandemie când am mers la ăla cu B. Unde am mers? Cu tine și cu Mane. De treceau cu căruța prin fața localului. Da, mi-amintesc, la Rușețu. La Rușețu, da, băi, băiatule. Și stăteam în club și făceam stand-up și vedeai așa căruțe cum trec și... Dar în schimb, show extraordinar. Căruțele goale așteptau oameni de la show. Da, da, da. Și erau, că nu era căruțe, era caleașcă. Căruțe parcate aveau... Dar calul care l-aștepta mai mult, mult pe gluma asta. Tu aveai obiceiul ăsta cu Mane, că am mai fost și eu cu tine și cu Mane la Niculițel. Niculițel. Am fost la... Ți-mi minte atunci de s-a legat, eram fix, ăla a fost mai în pandemie decât ce zici tu, de s-a legat unul de drepta de ce avea mască. Păi și eu țin minte că la Rușețu am intrat și voi erați la masă cu patronul, că așa se face acolo, să știți. Nivele, nivele lucrării, nivele, cu patronul nivele. Sau cu vicele, mereu la masă. Și era în pandemie, am intrat cu masca apusă și când am ajuns la patron, i-am întins pumnul, știi că era cu pumnul, veneam de la București cu pumnul. Și ăla s-a uitat la mine, dude, ți-a dat jos aia. Noi n-avem știri. Noi n-avem, are un antenă, dar prinde Bulgaria, adică nu... Bă, nu, da, acolo a fost un om super agresiv, că eu îmi țineam masca că în două zile trebuia să plec cu Costel în turneu prima oară și eram super hype. Și el atunci zicea, dă mă jos să facem o poză. Și eu atunci ziceam, haideți că facem așa, dă mă jos să, că n-avem, suntem vaccinați, suntem nu știu ce. Și după turneul ăla cu Costel am făcut COVID. Luai COVID acolo? Da, eram deja bine la ultimul show, venea și la Cluj atunci. Dar Rușețu, dar și atunci a fost soldat, 200 de oameni în Rușețu. A fost vindeai... Rușețu la voi la spectacol, tot Rușețu. Da, dar era și perioada în care atât de da, multe da. Doreau oamenii să iasă, că oriunde făceai... Distrugeai. Da. Doar să ai voie, asta e că. Da. Erau mulți care nu făceau de frică. Ăsta am în Rușețu, de unde să fie distanțare? Ce e aia distanțare? Că erau oia înghesuiți. Și tu de ce îți pui show-uri în orașele astea? Adică da, vrei... Nu. Atâta a fost, cred că... Păi nu, și acum mergi în orașe în care merg mai rar comedienți. Mai duc, pentru că asta mi se pare că ar trebui să facă oamenii care nu prea vând în orașele mari. Noi okay. Mai vinde și în orașele mari, dar dacă mă duc în zonă, prefer să plec de miercuri și mai lipești ceva. Păi că... ți se pare mai ușor să vinzi 150 de locuri într-un oraș foarte mic decât, sau 100 de locuri într-un oraș foarte mic decât 300 în Cluj? Nu, dar mi se pare că trebuie să fac și asta dacă am timp să fac asta. Adică noi facem și la Cluj show-uri destul de mari, dar sunt comedianți care nu reușesc să facă și mi se pare că asta e. Du-te în orașele în care se strâng ei pentru că e stand-up, nu te cunoaște nimeni. Dar n-am prea am făcut asta. Aia ce ai zis tu și unde am fost? Ce exemplu ai dat tu? Niculițel. A, Niculițel și ăla cu tine au fost acum 2 ani, 3, dar am mai avut orașe mici, dar am mai pus case de cultură acum mai mult decât pub-uri. Case de cultură? Da, de alea unde? Cu 300 de locuri, sunt și ieftine. Nu știu, în Târnăveni am avut... Târnăveni, uite, n-am fost niciodată. Aiud. Nici. Asta zic și... Am avut acum senzațional la Gherla.
O sală superbă de 200 de locuri. În Gherla, lângă Cluj. Sunt foarte multe locații dacă stai. Sighet, uite, la Sighet n-a mai fost nimeni de mult, am fost Sighet. La Sighet. Eu acum am fost în Târgu Mureș pentru prima oară, acum două zile. Care e mare rău. Adică Târgu Mureș e, mi se pare, printre top 7 orașe de stand-up, aș zice, din România. Dar e ciudat că jumătate de oraș nu știe română. Sau, na, nu... Nu contează, sau refuză... auzi punchline-ul. Râs. Mie mi s-a părut tare când am fost în Târgu Mureș și cred că singura dată am făcut undeva într-un subsol și era pornit un glob de la disco și mergeau așa luminile alea pe perete în continuu și de-abia le-a închis omul ăla, că nu voia. Voia să lase show așa. Mergea disco la peste tot acolo. Rupeam. Da, asta mi se face cea mai mare problemă, că trebuie să accepti. Cum uite asta, trebuie să faci cu disco ăla pentru că așa s-a mai făcut înainte. Și dacă eu mă duc la patron și zic, bă, nu, eu nu fac cu disco ăla, am eu figuri. A, că da, că n-ai așa a făcut și cum n-ai a putut să facă și eu nu. Dar tu nu te duci la mese așa și vorbești cu ei? Asta, știu, știi. Înainte, când ai biletele. N-ai auzit-o pe asta? Ba da. Nu ba te da. Duci să vorbești cu ei la mese? Că nu mai știu cine. Nu dau nume. Danțuțu. Am avut un show. Am când îi dă rec. Am avut un show. Am vorbit tare sau. Hai să-i dă. Am avut un show, scuze Dane, te iubesc, să moară familia mea, dar am avut un show vara asta în Petroșani. Caransebeș. În Caransebeș la o terasă, în care era o terasă făcută din trei terase cum ar veni. Deci era un loc în mijloc și o parte încolo, o parte încolo, o parte încolo. Când am ajuns, era amenajat aici. Deci eu să fac așa, așa, așa. Și zic, dar stai, eu cumva, eu trebuia să mă întorc ca să mă vadă ea, nu știu cum să explic, nu, nu, de aici, nu mă vedeau toți. Nu, eu eram, trebuia să mă întorc spre ei. Și zic, niciodată nu o să fac stand-up aici, hai să mutăm pe toți în partea aia. Păi Dan Țuțu făcea, se întorcea la ăștia, mai mergea la ăștia, mai mergea la ăștia și zic, băga mi-aș pula Dane, mâncatea și gura ta. Și m-am certat cu ea din cauza lui Dan Țuțu. Dar care... nu le-a venit să creadă cât de bine a ieșit pentru că i-am pus acolo după aia. Da, normal. Și după aia, scuze, nu, e urât că zic asta, dar am aflat că Dan Țuțu avea gen nici jumate din oamenii noștri. Deci noi am băgat pe toți ai noștri acolo, într-o parte, și Dan Țuțu cu jumate din ei i-a răsfirat. Un sfert aici, un sfert... De ce ai face asta? De ce nu înghesui pe toți într-un loc și ăla e show-ul în partea aia, știi? Cumva asta nici nu depun un efort să zică, bă, vreau să iasă show bine. Cum zice ăla? Da, mă, facem cum vrei tu. Cumva asta e mentalitatea să de lasă, mă, facă cum vrea patronul. Dane, te iubesc, repet. Da, să băgăm, să fim mai înfipți puțin, să... Că după am aia... avut așa un corporate cu urologi și... Am fost și eu. Da, numai 250 de urologi. Tu fă, care România atât de mult? Sunt toți. Au venit și din Bulgaria 50, să nu... Da. Și eram cu Nonic și prima masă față de scenă era în partea aia la 25 de metri. Aici era pe mijloc un bar și aici 25 de metri până la prima masă. Și s-a urcat Nonic și a fost foarte rău. Adică nici nu auzeau, nici nu se întorceau, nici nu știau că e ceva. Și am venit și am țipat la microfon și am zis, bă, văd că unii vreți să vedeți stand-up și pe restul nici în pulă nu vă doare că sunteți urologi. Frumos. Și am luat. Și am zis, care vreți, haideți în față. Și a venit CEO-ul. Asta am avut, că era, nu știu, era o companie mare care a chemat toți urologi și a venit CEO-ul și după aia au venit toți în față. Nu știu, că din 250 toată au venit vreo 80 în față. Mamă. Dar care e cel mai nasol? Cel mai nasol show, în cele mai nasole condiții în care ai ținut. L-am în cap acum. Că ziceai, am avut un corporate la o benzinerie, nu o să dau. Nu o să zic, poate mai colaborăm vreodată, deși nu cred. Știi? Povestea. Nu se mai scoate bani lui Coilu, mă, mâncați. Și am avut, trebuia să avem două zile de Crăciun, petrecere de Crăciun. Era prima zi gen, și nu te gândi că erau angajații de la pompe erau nu birouri. Și ca să poată să vină toți, într-o zi au venit ăia o tură, ăia munceau și în ziua 2 veneau ăia la ziua 2 tură. Așa era de Crăciun, înaintea noastră colinde. Era petrecere de aia într-un ballroom de la efectiv imens, cu mese de alea rotunde, fix nuntă. Și nu mai a urcat primul Florin, nu l-a ascultat nimeni, dar n-am zis, bă, Florin nici n-are skill-ul ăsta de a adresa, de a vorbi puțin cu ei, crowd-or, bă, hai, ne ascultăm, nimic. Sunetul ăla de hală, dacă știe ăla de nu înțelegi ce vorbește, cine vorbește, a urcat Popinciuc, a vorbit puțin cu ei, am urcat eu, zic, nu mă ascultați, nu? Să știți că la pompa nu știu când am achitat. Glumă, s-a bă. S-a râs. Ce ai, mă, i-a rupt. Trebuie să ai cu aia, trebuie să ai inteligența asta. I-a distrus. Vezi că i-am prins și i-a distrus. Dacă era la vulcanizare, pa, presiunea, schimb imediat în timp rău.
Și zic, fii atent că i-am prins. Au râs, nu știu ce. Efectiv, erau oameni, ți-am zis, ăia pe care vedeai în salopete, de obicei, acum erau la costum, vorbeau între ei la mese, erau în picioare, nu îi le păsa. Cum e, efectiv, jumate erau la cabina foto, jumate la candy bar, jumate la mese, nimeni la stand-up. Și era și gol în spate, fi cum spui, mese încolo, dar în față, hău, de, ring de dans. Mă rog, a fost rău, a fost rău. Am coborât de pe scenă, mi-am strâns lumina și la care unul de acolo, dar lasă lumina, să aveți și mâine. Și eu zic, nu, las că o iau. Dimineață mail. Vă mulțumim, n-am mai vrea stand-up până astăzi. Da, mamă, bine că nu mi-am lăsat lumina acolo. Eu l-am avut la mediu, tot corporet, și nu știam. Eu m-am dus îmbrăcat normal, cum sunt acum. Și toată lumea era la costume. Da, clar. Așa trebuie, și da. Trebuia, când am ajuns acolo, a zis, trebuie să faci două seturi de 20 de minute. Deci, gen unul acum, peste jumătate de oră, și unul pe la vreo 12 noaptea. Nu știam, n-aș fi acceptat niciodată că dacă ții muia, vrei să pleci de acolo, nu mai vrei să mai stai încă două ore și să mai aștepți să mai faci încă 20 de minute. Și zic, ok, când? Păi cam în 15 minute termină Horia și urci tu. Care e Horia? Brenciu. Frate, care are Horia? Am băgat capul înăuntru, 400 de oameni, Brenciu era pe scenă cu toată trupa lui, bă, știi cum e, cu africani, cu trompete, cu trâmbițe, dansau toți, țipau, bă, era, și știi cum e, când, cum e să urci după cineva, da, care cântă, bă, cu aia, de ce care pune cântă toată My lumea. Way, da, mă, vine, bă, cineva, știu, cântă My Way și după aia a venit cineva la mine și a zis, urmează mă de sână, Bogdan Mălere, așa sunt ce-ai mă, încă erau fac, ce-mi spune inima. Horia Brenciu vine, bate Cuba cu mine și îmi dă și un palon pe cur, hai du-te! Rupe! Și că știi cum e să urci după ceva care cântă. Eu urc după Florin în pula mea turneu. Normal că știu. Mai mult joacă, dar chestia lui. Băi, și am urcat și la fel, nu s-au întors. Și când a zis Bogdan Mălelei că a fost cineva să pornească aplauzile și a fost. Dar ce e incredibil, bă, că asta vorbeam și cu Popinciuc. Bă, înainte să urcăm, am rupt pozele. Bă, veneau oameni la poze cu noi, gen tineri. Nu zici că făceau oameni că păream că-i coadă la noi, nu. Venea o doamnă, făcea o poză cu noi. Sunteți aici, vai, o să fiți în seara asta. Mamă, ce tare. Și eram, dă-te, bă, ești prost. Îi rupem. Unde? Și după îi rupem. Efectiv, îi spunea, eram pe șină, unde sunteți oameni de la poze? Vă rog, frumos, veniți mai în față. De-aia nu faci poze înainte, niciodată. Știi că da, după aia și pe aia îmi dau recently deleted, da, și astea. Delete. Pa, asta o țin aici, dar nu până acum. Da, în schimb am avut la nuntă, foarte ok. Asta, eu dacă la aș merge nuntă? La nuntă, ăla am reușit, am pus cortină, am făcut frumos într-un colț. Asta mi se pare, condiția mea dacă să fac stand-up la o nuntă e ok, facem un colț. Cum e cabina foto? Facem un colț cu 30 de scaune și anunțăm. În separeul ăla e stand-up. Cine vrea să meargă? Nu oblig eu babele să mă asculte. Nu, se pune muzică mai încet, se mănâncă și cine vrea la colțul de stand-up 30 de minute. Așa am mai făcut, într-un colț. Da, mă, dar și când vine mâncarea, nu știi, dacă vrei la poză, dacă vrei așa, e mai comod acolo, ai mai luat o gură, te ridici, faci poza, te așezi înapoi. Ce, mă? Ce poze? Zic, și dacă vrei să faci poze după spectacol, ia-i urea așa într-un colț retras, trebuie să fie în mijloc acolo, să știe toată lumea. Uite, mă, da, e cel mai oribil. Și cum? Eu am făcut la Clubul Diplomaților, la o singură nuntă am făcut odată, nici nu știam pe cine, că trebuie să iau pe cineva cu mine, că nu... Trebuia și clean tot. Când am ajuns acolo, am zis, bă, hai să-mi iau și eu ceva de băut. Era un aer liber, vara, la diplomați. Mă duc la bar. Zic, dă-mi și mie un vin. Ce? Păi ăștia sunt toți, de-aia, cum le zice, mă, penticostali. Era o notă de penticostali toți. Era numai Fanta și Cola și Tantal aveau la... Îți dă și mie un vin sunt penticostal. Dă-mi alb atunci. Și a venit Mirele la noi. Eram cu Gherghe și a zis, vă rog frumos să nu se înjure nici în cel mai, nici măcar nicio referință să nu faceți. Și na, da, urca Gherghe, da, urca Gherghe și nu. Și a venit la mine și mi-a zis: "Păi futu-s morții mătii." Și l-am văzut pe ăla cum l-au luat apele încă, că la ăștia îți dai seama, ei cu Dumnezeu, da, ure, să? Nu prea. Nu, deci a fost, adică au fost un grup de tineri de 25-30 de ani, vreo 8, care râdeau. Dar restul de 600, tată. Asta e că dacă ai ca un medie corporate... Pe minus, ca pe minus media. Dacă ai un corporate unde ți se spune să nu înjuri, chiar dacă dai niște analogii, se râde, oameni înțeleg. Aici cumva nici analogiile sunt la niște penticostali.
Chiar dacă înlocuiești tu fututul cu altceva, tot e dubios. E enervant când îți zice, bă, să nu... Adică, nu înjuri, adică poți să înjuri, dar nu prea. Știi că te lasă așa într-o... Și nu știi, bă, să o bag cu asta. Tot timpul când o dai cu jumătate de gură. Bă, prinde, nu prinde. Bă, asta cu... Dacă e incert, dacă poți să înjuri, mi se pare cel mai bun exemplu. E când am făcut noi niște oameni stand-up în parc, la copii. Ăla e cel mai bun exemplu, dacă zice cineva. Pentru că noi am făcut... Unde? A fost nu știu ce festival de stat. Zilele primăriei. Ce când are ce băra. Le are pe nașpa, sunt pe analiză. Am avut toți, am urcat. Și am ajuns acolo și nu era. În parcul Izvor am făcut. Bă, nu era efectiv nimeni. Erau vreo 3-4 copii pe acolo. Și am întrebat-o pe doamna care ne-a băgat în spate. Ne-a dat o bere, se poate înjura. Total liniștit. Ne-s bine. Și a început, momentul și a pus băra piesa și era țâțe, cur, 100%, aia lui Macanache și a urcat și erau 4 copii în primul rând, se uitau așa la el. Bă, băiatule, și a fost atât de rău. Și a oprit microfonul. Da, m-a înjurat de câteva ori și la un dat i-au tăiat microfonul lui Băra și zice, a ieșit unul și face probleme tehnice, dar nu era nicio problemă tehnică, îl ofrisera intenționat și l-a chemat femeia aia pe Băra și l-a certat, mă, cu aia. L-a luat așa, stătea Băra și că era, da, vă rog, dar 5 ăla ca să trec, vă rog, stătea așa. Și după aia au zis să urce din nou, asta e... Nu mai știu dacă a urcat din nou, cred că a urcat din nou, da, dar a fost ceva rău. A urcat din nou, dar clean de data asta, știi? Bă, nu, era ceva rău de tot, i-a dat microfonul, e copil, ăla a țipat. Bă, cât de fan e filmulețul, trebuie să-l vedeți. Au, da, există tot, filmuleț? Da, da, e panlistit. Sau private, nu mai știu care e mai. Da, vă pot ajuta. Da. Era el pe scenă și tot alerga un copil pe lângă și a zis, bă, vrei să vorbești tu? Și a întins și la mic a făcut, aaa! S-a speriat toată. Bă, ceva rău. I-am fost la un corporate cu Vio și s-a discutat că, bă, nu, cam fără înjurături. Și efectiv n-am înjurat nimic. 15 minute am fost clean, m-am dat tot interesul, a urcat Vio. Futu labă, pula mea. Era cu aia, Vio, ai voie de fapt? Nu m-ai zis că tu n-ai voie. Bă, de obicei, adică eu în ultima vreme n-am mai acceptat decât dacă mă las în jur. Adică fac cum fac eu, cum l-am gândit, așa e. Deși fac constant fără să înjur, că mai fac cu tata, că mă mai duc. Și n-ai cum. N-ai și cum. Atunci? Că vezi câte o mămăiță din aia așa. Da, dar când ție de mine, când e doar ăla și... A fost legat de mămăițele astea de care zici tu, cred că e publicul țintă fix ce vreau să zic. Ne-am avut The Mic-ul anul trecut la teatrul de comedie. Bă, băiatule, și făceau doamnele alea cruce în spate acolo. Doamnele alea de la nu știu ce sunt, garderob, la garderobă, nu știu exact ce sunt. A zis că așa ceva... Eu vedeam. Trebuie spălată scena asta după ce plecați aici, nenorociților. Trebuie să ne spălăm noi. Da, să dăm foc la tot ăsta, să-l facem iar Phoenix. În jurături gratuite, uite. Gratuite, putea să nu spun asta. Analizau da, fiecare în jurătură. Acum e asta, nu, că totul e gratuit, că nu trebuie să înjuri, dar tu înjuri oricum, da, eu. Păi, ce fain. Dar nu e, mă, că e mișto și dacă faci. Eu am făcut acum o lună pentru un brand ăsta de ceva cu produse tradiționale și au fost o campanie cu totul și au chemat niște doamne din Maramureș și zice, bă, dar doamne în vârstă, cu straie de alea populare, cu nu știu ce, și ne-a zis, vrem stand-up, dar vrem să fie despre bunici și curat. Și m-am stat, eu m-am forțat, am scris ceva, bă, și am dat, bă, și au râs babele alea, bă, și le-a plăcut atât de mult și au fost atât de simpatice după aia că au venit și, ce frumos, ce nu știu ce. Câte minute ai făcut? 15. 15 despre bunici, da. Clean? Da, m-am stat, păi mi-am scris, am mai băgat pe acolo. Mă, bă, nu, dar zic că a fost... 15 minute despre bunici clean să scrii. Of the dom, of the dom, nu? Nu, mă, loc așa, deci dacă nu mă, mai... am tradus jumate Mirel, jumate de la tine, am băgat frumos cu implantul. Ți-a rămas ceva după? Bă, mi-au rămas ales, de... nu-mi dau seama, dar cred că sunt decente așa, sunt niște chestii fain, dacă bag 2-3 pul pe ele sau nu. Practic am scris ce aș fi scris în mod normal, dar când era damă în pula mea, cut. Da, merg. Bă, și eu mi-am dat seama, acum filmând, avem o nouă emisiune, eu sunt pe aruncat chestii în aer. Stand-up la comandă, unde ne dăm premise în ziua aia dimineața și filmăm. Am filmat episodul 2 și a ieșit și episodul 2 și îmi dau seama că e doar trebuie să te pui să scrii. Ce iese? Ah, clar. Că rest, n-am mai scris așa de... Eu am încercat la un moment dat să fac pe știri de astea care se viralizează, cum a fost cu Dragnea și cu bucătăria. Cu Iohannis acum, că am văzut, da. Mane a pus cu Irinel Columbianu. Da, 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 adică te-ai pus să scrii ideea când apare și o scoți în săptămâna aia sau săptămâna următoare. Inevitabil. Și îți iese ceva, n-are cum să nu... Am avut și cu Johnny Depp când a fost cu procesul.
Da, aia n-am mai pus-o. Dar era mișto. Cu căcatul, că s-a căcat. Plus că... Da, avea... A fost foarte fain. Ca să te cași la cineva în pat... Dar procesul în sine e tare. Și cu tovarășul ăla lui de la o chemat și l-a luat la mișto pe ăla de zicea, da, cred că poți să citești și din astea cu aia. A fost fain. E rău de tot. Da. Foarte bun. Și am mai avut... Eu mă gândeam la asta că voiam să zic... De stand-up la nuntă, cu Mane am fost, la undeva pe Dorobanți, ceva fiță lux de ăsta, și era un separe, așa, era de vreo două ori cât camera asta, așa, adică nu era ceva super mare, și stăteam noi acolo, nu știu ce, să facem stand-up, și am urcat eu primul. Și era, erau oameni care stau cu fața la noi și oameni care stăteau cu spatele, că erau mesele de acte 2. Și cu, dar ăia care stăteau cu spatele erau oglinzi pe perete și le vedeam în față. În fața mea, Daniel Nicula e de la Rapid. Mă uitam la el, zic, mamă, trebuie să rupi, ești nebun, că îmi plăcea de el, că așa, și zic, hai să fie bine. Am început să dau, rău de tot, nu m-a ascultat nimeni, erau masa cu părinții, fix în dreapta scenei, că nu era scenă, era un spațiu. Bă, și după ce că mergea rău, la un moment dat vin vreo 6-7 ospătari de aia cu niște cărucioare, cu pește pe el, și se pune unul lângă mine în timp ce urmă și a început să dea-mi pește la așa. Bă, dar fix lângă mine cu aia și dădea-mi pește la... M-a filmat, Mane, râdea prostul, murea, nu mai putea. Păi și filmarea unde? O am pe telefon, ești nebun, vă arăt. Mamă, dar e ceva rău de tot, bă, băiatule. Nu vreți să-i trimis lui Mihnea acum? Să-i trimis dacă vrei, dar nu treabă. Să o vedem pe ecran aici. Vrei să-i trimit acum? Da, trimite eu. Până atunci, îmi plac oamenii ăștia care, cărora nu le pasă de ce faci tu, adică eu îmi fac treaba, tu îți faci treaba, că am avut un show cu Dobrotă în Huși, ți-mi minte și acum, și era o terasă care avea LED, nu LED-uri, cum se numesc, becuri de astea, de, dacă le desfaci, ghirlande, așa. Și erau în spatele scenei și m-am dus, vă rog, stingeți ghirlandele, fac multă lumină. Și ăsta, ca să nu lase beznă totală, s-a apucat patronul să desfileteze alea din spatele scenei. Și Dobrotă s-a oprit în pula, era un om în spatele lui, la curul lui, care... Și zice, Dobrotă, ce faci, man? Hai, fă-ți talentul, bă, hai, nu avem timp. Fă-ți talentul, hai. Așa și tu, Gola. Ce pula mea, te sperii un pește? Dar mi se pare mișto că n-ai adresat, că a avut Florin un show la 99, acum vreo două săptămâni, și a zis că a fost Chiricheș în public. Și Florin, care din nou, el săracul n-are skill-ul de crowd-ul, nici nu n-are curaj să încerce. Și s-a apucat el să zică, bună seara, printre noi aici este și Chiricheș. Sper să nu fiu în seara asta cum e el la Steaua, degeaba. Asta, coaie, nu pot să cred că ai să așa. Și bun, reacția a fost total... diferită de gai, și că n-a râs nimeni, a fost... Mamă. Și după aia a venit Chiricheș, la aia a zis, bravo, coaie, mi-a plăcut, ai, de timpul ăla, a făcut-o de băiat, Chiricheș, că băiat, zis, băiat, băiat, bine, când băiat, a jucat Teaua bine. Dar bă, de ce, asta e, mă simt prost uneori, nu știu dacă vi s-a întâmplat, sigur că mai e Bogdan, de fapt și drăcea că e bubuit. Stai, acum. Stai, mă, că mi-a dat să-mi bat pula. De să facă, eu acum am fost la service și tipul de la service m-a descoperit pe YouTube. Și am fost cu mașina și intră un client, zice, știi pe ăsta? Știi pe nebunul ăsta? Și ăla e... Da, impresiunea da, e că... Nu poți, sau face un poză cu tine și se uite tot și cine pula mea e ăsta. Fix așa, nu, cred că a fost. Eu le pățesc mult mai rău și le-am pățit toată viața, pentru că mai câte unul care mă știe și mai vine altcineva și zice, ia, da, cu cine seamănă? Cu cine zici că seamănă? Și nimeni n-are cum. Nici dacă îi spui, atunci poți să mai fac. Nici n-are cum. Dar și tu stai, eu stau așa că vreau să zic. Îmi face multă plăcere conversația asta acum. Băi, e un moment bun în viață. Mereu să spun, nu, de ce pui presiune pe el? De ce pui presiune pe omul ăla acum să se prefac că mă știe sau... L-a fost sincer. Habar n-am. Aia nu a zis, pe ăsta nu știu. Ca și cum, parcă i-am arătat vreo 6. Pe restul, da. Zici de presiune, futu-te în gură, dar știi cum face asta când mergem să dăm pliante sau ceva? Noi stăm cu pliante și face, ieși și drăci aici! Săriți după fix, ia uite-l, radio, Porc TV, hai! Și acum ultima oară unde am avut la zi? Când am fost acum, noi trei, la primul, cum îi zicea? Plopeni? La Plopeni. Sau acolo te-ai îmbătat? Nu știu, în toate. S-a îmbătat ăsta la o casă de aia de cultură și a ieșit băiatul meu afară și la fel. Poze cu Drăcea, haideți dacă vreți cu Drăcea. La rupt în gură, putul în gură. Uite-te, încă un oraș foarte mic, de lângă București. N-a fost stand-up de 10 ani, a zis acolo, sau 12? Dar șmecheră și sala și publicul. O casă de cultură excepțională plin, în care ți-aș plăcut 200 ceva de oameni am avut. Bă, lângă Ploiești ceva, sau Pitești, una dintre ele. E mai aproape de Ploiești. Da? Da. Cam stat în Ploiești. O oră jumătate. Ca și aia cârge cazările alea ale lui.
Nu contează, dacă ai, nu știu, undeva lângă Cluj, cazarea în Cluj nu există. Da, dar zi-mă ce cazări au. Top, ce ai? Mai ales aia prima de n-am dormit nici eu, nici Dobrotă, că așa stăteam în patul ăla amândoi. Deci, în primul rând, paturi duble. Nu există la mine. Și câte doi în pat? Da. Bă, Bogdane, ori venim să... Nivele, tată, uite, l-am întrebat pe vlog cât a economisit și unde eram în Târgu Jiu, parcă nu mai știu unde eram. Și zic, da, cât era o cazare? Că a luat una la țară în pula mea, dar mergem la doară cu mașina. Și zice, păi era vreo 300 de lei. Și zic, aici cât e? 240. Zic, nu, ai făcut economie puternică. Plus 8 milioane benzina, 20 de kilometri. Da, mă, dar contează de... foarte mult. Că iau să aibă o sufragerie cu televizor, dacă aduce Mirel și Fa. Să aibă masă, poate dăm un remis sau whist. Să da, aibă... Da. Contează foarte nebun mult. Rău, mă, pe, da, pe, pe, nu. Pe, prin turnee. Am vorbit și la micuța FIFA, asta. FIFA, Remi. Ce am vorbit și la micuțul ăsta. Sunt bagabonzi mari ăștia, mă. Contează foarte. Vezi că au mâncat toată Doritos, da, le iuți. Contează foarte mult timpul petrecut în afară, din păcate, și cam... Dacă pot să ciupesc 3 zile să stăm în același loc, gen să facem naveta, cum am făcut, la Timișoara și Suceava se poate. La Timișoara pui Lugoș, pui chestii de pe lângă, Arad, nu știu ce. Stăm în Timișoara 3 zile, la aceeași cazare, e cel mai minunat lucru. Greu, să nu-ți faci ăla, să dormi mai până la 11-12. Dacă nu prea dormi decât la tine acasă, bine, e greu mâncați aici gurata. Eu n-am probleme cu dormitul, doar bagajul. Eu am probleme cu dormitul și, da, și cine stă cu mine în cameră trebuie, are un concert. Are un concert undeva, la 3 dimineața începe. Bă. Mi-au dat și mie ăștia, mi-au făcut bulica în sforei noapte. Mamă, dar ce ai sforei? Și Dobrotă n-am auzit nimic cu el în pat. Eu am auzit din camera cealaltă. Am închis... Dai seama cât de sensibiliști? Ne-am trezit să deschidem ușa, am mâncat. Eu cu Florin suntem... Bă. N-avem treabă, nu sfără niciunul, nu ne-a fiecare pe partea lui cu minței. Puneți perne pe mijloc? Nu, nu, nu. Dar poți să te atingi în cazul ăsta. Dacă dar nu contează, mă deranjează să mă ating cu Florin. Cu Florin, nu? Fratele meu. Da. Și chiar și în pat când dorm, nu au treabă. Păi când cobor de pește, de primul lucru mă prinde Florin de pula așa puțin. Chiar e gluma lui. Chiar e gluma lui. Lui dacă a dat-o bine. Abia așa să dau bine să mă prindă Florin, asta e presiunea. Ia mă să vedem clipul ăla. Bogdan Drăcea stand-up comedy. Vis-a-vis, dar nu știu dacă se vede. Ai văzut? Era Daniel Nicolae, ai văzut nasul? Uite, bă, e cu stocul cu toate, cu spatele și mănâncă. Da, mă, bă. Și trec prin fața lui. Da, mă, da. Bă, dar n-auzi, deci uite acolo unde e spațiul ăla cu scaun. Ăsta, cred că ăsta a venit, îl țin minte. A venit și a început să Daniel acolo ca să facă loc. Nu, a fost ceva rău de tot. Și ce a fost asta, la ce? A fost nunta cuiva, dar nu știm a cui. Bun, Drăcea, mi-a face asta acum? Că mi se pare că sunt și chestii pe care... Nu, a fost ceva rău de tot, nu, ceva rău. Foarte rău. Adică oamenii super drăguți, tot ok, doar că nu era de stand-up și nu în momentul ăla cu peștele, cu... Bă, dar... Poate într-un fel, poate aveau nevoie doar de cineva să vorbească, să umple golul ăla și că n-aveau pe cineva n-avea să cânte. N-avea garnitură la pește și a zis că e un băiat să... Știi ce mă întristează la momentele astea? Că îi se întâmplă lui Drăcea, în primul rând. Și al doilea, că sunt sigur că foarte mulți oameni... Poate foarte... trebuie să dormi tu cu el. Că chiar trebuie să... Nu, doar nu, că am dormit cu Cârge. Și zic că nu sunt cu minte pe partea mea. Ești ok, te cam bagi în mijloc ce-i drept. Dar așa în rest e ok. Nu-s fără, nu, bă. Mai foarte rar vorbesc, foarte rar. Când nu se vinde un show. Am remușcări. Dar în rest, mă deranjează la momentele astea, pe care și eu le-am avut, că foarte mulți oameni pleacă cu gândul că stai stand-up-ul de fapt și că e o mizerie și că cumva pentru bani, că inevitabil și noi avem nevoie de bani uneori, trebuie să facem astea care sunt niște sacrificii urâte. Cumva pare că oamenii vor crede că ăsta e stand-up, că este atât de rău. Nu înțeleg că e un sacrificiu pe care îl facem și că nu ar trebui să arate așa poziționată scena, contextul n-ar trebui să fie ăsta. Ei n-ar trebui să mănânce, să stea cu spatele, să fie sunetul prost. Dar când ajungi să nu le mai faci? Că e foarte greu, că odată ce crești, îți crești banii pe care iei și tot timpul o să iei mult mai mult la corporate-ul pentru că îți mult mai mulți bani. Da, nu știu la ce nivel. Cred că dacă... uite, eu dacă aș fi ok financiar, n-aș face asta. Nu te-i duce? Adică place... aș avea bășini de-alea de, cum ai zis tu, că fără să înjur și aș începe cu bășini. Scena vreau să aduc eu, vreau să pun eu sunetul, vreau să aduc eu sunetul meu. Cam am auzit de-alea de nu vin doar cu boxe de-alea. Nu vin doar dacă aveți scenă și cortină, lumina să fie nu știu cum. Așa mi se pare că ar trebui să fie. Da. Dar nu pot acum să fac asta.
Da, e și chestia aia tare, că mie mi se pare că trebuie să te și bagi în căcat prin viața asta, că rămâi cu cele mai funny amintiri sau poate să iasă cele mai bune. Eu am făcut în magazinul Sneaker Industry stand-up fără microfon și a ieșit extraordinar. Așa, am pățit și eu la, la Satul Mare, fără lumină și microfon. Deci n-aveau lumină, n-aveau microfon și am luat două pălinci de-astea, le-am dat pe gât. Urcase Băra și cu Sasha înainte, au fost adorabili. Eu măcar știu să țip. Eu știu sigur că știu de la teatru, știu să vorbesc tare. Ei nu prea știau. Sasha doar să vorbească. Și se mai vedea Sasha, cum spuneam un dat, e foarte rău. Nu o să vă mint, e foarte rău. Și cred că i-a ieșit bine să zică, că am mai zis de mai multe ori, cred că Sasha asta. Foarte rău. E foarte rău. Foarte rău. Bă, dar săracu. Și nu mă cac un pic pe mine, dar ăla cred că a fost cel mai bun show din tot turneul. Wow. Îmi pare rău de turneul tău atunci. Asta spune multe despre turneu. Mă îngrijorează. Bă, te-ai gândit să arunci microfonul? Tot turneul a fost mișto. Ăla ești extraordinar. Am țipat și au fost, nu știu cum, s-a legat tot. One take, am dat cu tot un alt pace, formulam altcumva, nu știu cum. M-a palinca aia de... Bă, să știi. Statul Mare. Mai dai și mie o bere, te rog, mai ai? Bă, fii atent ce zic eu, Bogdane, să mă înțelegi. Bogdane ăsta. E clar că trebuie să te arunci în chestii, să ieși din zona ta de confort. Dar ce vreau să spun, nu pentru mine e nașpa ce se întâmplă, că eu duc cringe-uri, am dus la viața mea. Ci oamenii își schimbă părerea despre tine, că vor fi care nu înțeleg ce se întâmplă și vor fi cărora le e milă. Și zic, bă, să mă bată mama mea ce face băiatul ăsta pentru bani, știi? Sau poate mai rău, niciun talent n-are băiatul ăsta și îl știam de pe net. Că asta și asta ne întreba pe tine acum, că ai o expunere destul de mare în mediul online și față de acum 2 ani când a fost clipul ăsta, te mai știu niște oameni acum. Așa, mersi. Mă rog. Așa. Fără... Te știu, ai mai mult public. Și mi se pare că foarte mulți vor zice, și aveam o părere bună despre asta, că era la televizor, știi? Pare că te înjosești făcând asta. Bă, asta zic. Cum zici tu de bine de mine în timp ce eu deschid berea asta cu brichet. Da, mă, nu e, când te știe lumea. Cumva asta e că eu ți-am zis, duc cringe-uri, n-am treabă și îmi plac provocările. De asta noi n-am luat niciun show, oricâți oameni ar fi, facem, dăm flyere, nu-mi pasă, n-am rușine. Mie tocmai mi se pare tare că dacă îl vezi pe unul care, bă, uite, ăla face chestia și uite-l, pliante, sau uite-l că se bagă și la stand-up ăsta, în subsolul ăsta aici, nu știu, la 30 de oameni. Asta mă, puțin, eu nu vorbesc de subsol la 30 de oameni, vorbesc de momentul ăla în care nimeni nu te ascultă, că e umilitor cu aia. Ăla e umilință. E. Când oamenii stau cu spatele și taci, doar sunt, cât mai are băiatul ăsta, că vreau să mănânc liniștit. Și auzi? Auzi constant furculița aia pe farfurie. Că simți și ei umilința aia, simți și ei că te simți proști și că n-ai vrea să fii acolo. Și asta zic, dacă aș avea suficient de mulți bani, aia n-aș face. Dar crezi că e mai bine să te oprești să faci crowd work în momentul ăla? Da. Ca și show, mai stârnești niște resete. Bă, da, dar cumva cred că poți să faci și mai rău cu crowd work ăla. Nu știu. Mie adică... mereu mi s-a părut, adică dacă nu vrea cineva să te asculte, eu mereu mi-am băgat pula. Adică dacă nu vrei, nu e absolut nicio problemă. Da, dar ești tu ăsta. Tu cred că ești cel mai bun la a-ți băga pula și la spune poezia. Bordea și primul. Pe Bordea l-am văzut primul și îl doi de drăcea. De nu contează cum e seara, eu mi-am zis poezia și am plecat mâncat. Eu mi-am făcut minutele. Sunt în capătul ăla de enervant. Pentru că la început... Adresez orice. Da, dar la început cumva și pare că, bă, trebuie să le demonstrez, să-i fac să mă placă. Nu cu aia, dacă tu ai venit undeva și ai dat... Bă, eu și dacă mă duc undeva și nu-mi place, dacă am dat bani sau m-a chemat ceva, bă, vreau să văd, oricât de mult știu că nu mi-ar plăcea. Am fost la Lacul Lebedelor. Balet cu opera, am îmbinat două chestii care nu-mi plac. Bă, și m-am uitat, m-am fost super atent la tot. Nu mi-a plăcut, dar am zis, bă, dacă am venit aici, am aplaudat cu bine. Eu bis, adorm, cu dacă cu... nu-mi place și sunt în sală și lumina simț, adorm. Aia zic. Am fost nu la zic că am la George Enescu la orchestră. Și când am început să-mi bage tati Mozart așa frumos, ușurel, eu și în spate acolo la sala palatului cu lumina stinsă. Oi, oi, oi. Așa am, și am în spate 30 de lei să dormiți. Și-a făcut-o după aia, pe aia de bătrân care mă ții și de stăciu. S-a-ți speriat un pic. Concluzie, mergem, mă, chemați-ne și venim. Mergem, eu cu Auzrecea vine la orice, eu dacă sunt bă, până bubuie. Bă, da, sala Palatului, e extraordinar că faceți asta și că vă și iese. Adică... 31 ianuarie, sperăm să iasă. Câte bilete când difuzeți asta? Acum sunt 1800? O săptămână sau două. Task-ul nu e task, targetul e 2000 până la 1 ianuarie. Mai avem 200 de dat până 1 ianuarie, mai avem și o promoție sigur, de Crăciun. Sigur, asta, 300 știi cum vin. Apare și roster post cu Adrian Nicolae.
Ăsta când îl pui? Două săptămâni. Așa. Crăciun fericit, oameni buni. Ah, da. Crăciun da, fericit dacă Crăciun. Vedeți asta. Auzi, de Crăciun. Să vă uitați la Roster Post cu Adrian Nicolae, a apărut la mine pe canal, a ieșit the shit, the shit. Vă recomand. Și a tras cu Micuțu, nu? A tras și cu Micuțu aseară. Cum a fost? Bombă. Ești mișto. Am fake-uit-o și pe ăla. Am mai tras un episod. Bubuie. A ieșit și Rose Battle. Mamă, în câte chestii ești băgat. Și Rose Battle a ieșit, e gata, s-a tras. Putem zice cine a câștigat, că apare mai târziu. Apari peste tot, tu și Nikita. Sunteți peste tot. Și Drăcea, mă, Drăcea. Drăcea nu mai spun Drăcea, e... Drăcea e în chestii bune. Eu doar apar. Ce mă, că am fost și eu la Rose Battle. Apari în podcastul lui, dobrut în fiecare. Ce mi-a luat aia mărți în pulă la Rose Battle? Ce? Glumez, mă. A luat Popinciuc, că și-a luat Popinciuc acum. Săracu, da. Și-a luat? Mă, nu, că ce, că a trecut? A trecut, da, și a fost echilibrat și... A, da, l-am și cu cine a dat Popinciuc? Cu... Claudiu Voica, da. Bă, ce bun a fost, bă. Surprinzător. Și eu am zis după, mamă... Foarte bun. Să vezi acum comentarii toți direct. E cel mai vizionat clip, gen în primele 10, da. Îți apare ranking-ul. E numărul 1, cel mai multe comentarii, merge cel mai bine. Eu am zis, Căline, mai trebuie să facem scandal, mă, că ți-aș gura ta. E bine, bubuim. Păi știi că și eu fac gala aia de box cu Vio. Și la fel, noi o să desenăm câștigătorii. Tocmai ca să fie, știi, să ții pe cineva la ecran de undeva. Vă marți, mă, de ea, că e la câștigat. Da, da, acolo e și frustrant, că îți dai pumni în gură, n-ai dat niște glume. Da, dacă ți-ai anunțat-o? Pierd... Am anunțat-o, da, am tras și o să se dea înaintea asta cu Viu. Ați tras un episod? Da. Și nu... poți, sau ce? Nu, am tras un podcast în care am anunțat. Ah, ok. Crezi că s-a și tras și n-am văzut pe nimeni vânăt. Februarie, nu. Azi și de februarie. Și eu eram curios cine s-a bătut la... Dar aveți deja oameni care... Păi trebuia să... Adică, na, s-au înscris. Da, s-au înscris. Da, mă, să spunem cine s-au înscris. Tu, Bogdane, cum ești? Că am vorbit doar despre noi. A, dacă tot suntem la anunțuri, azi mai facem un anunț. 31 ianuarie s-a apărut. La 31 ianuarie îl știe toată lumea. Da. 7 ianuarie începe The Mic. Încă o chestie în care sunt băgat. Cu Drăcea. O să fie săptămânal. Din 7 ianuarie premiera Watch Party. Te invităm la Watch Party la The Full. Tu și pe tine, tu nu știi. O să fie Watch Party seara, pe 7 ianuarie, duminica. Ah, bine. Frumos, cu băutură, stăm pe acolo, lansăm. Ale noastre. Mai stăm, mai lansăm. Așa. Mai dăm cu un viral după Rose Battle, se oprește Rose Battle de Crăciun, e finala, mă rog, înainte de Crăciun. După care pauză de Crăciun și începe în direct, 9 episoade sunt. Minunat o să iasă. Da? Adică mie așa mi s-a părut. E tare. A fost mișto juriu, mișto probe, mișto, am avut chestii. Fix ce nu mi-a plăcut, cel puțin eu am fost la TV la mai mult și la Umor și la Scena Revolution două sezoane. Tot ce mi-a plăcut am luat, ce nu mi-a plăcut am înlocuit. N-a fost Costel. Deci n-am avut. Am avut Adrian Nicolae. Băi, avea așa să apară că sunt... mi-a plăcut mult. Știu că a participat și Nonic și eu sunt Team Nonic. Da, da. Nu putem să zicem cine a ajuns finală. Știu, da. Putem să-i spunem doar că finala asta e schimbat față de Ai Umor și mi-a plăcut, a fost ideea mea și încă mi se pare o idee foarte bună, chiar dacă e a mea și eu să fiu subiectiv. Finala e înregistrată până într-un punct. Până anunțăm cei 4 finaliști care intră la vot. După care intrăm live pe bune din București și se dă star vot. Și ei patru, în timp real, află cine a câștigat, for real, nu tragem cu bucurii cu ei. Da. Ceea ce mi se pare foarte mișto și nu s-a mai făcut asta. Chiar e tare. N-am înțeles. N-ai înțeles? Deci, partea de stand-up, partea de jurizare, e filmată la Cisnădie acum câteva luni. Doar că nu s-a anunțat un câștigător. Transmitem în regim de live, în OBS, băgăm acea filmare și când dăm star vot cu cei patru care au intrat la vot, intrăm pe bune live din București. De la The Fear. Ah, ok. Da. Și nu știu. Finaliștii. Și anunță perfect. Okay. Câștigător este și la se bucură real, nu fake-uit, ha-ha-ha, ca la TV. Și votează oamenii în chat. O să fie poll în chat. Gratis. Și pe lângă asta, ce mi se pare mie tare, că sunt multe joculețe pe lângă interviuri cu ei, le arătăm poze cu filmulețe de susținere. Cum veneau la Copos și la Dan Badea, vin la mine și la Drăcea și noi ne uităm la ei, la... poze cu ei de când erau mici și facem mișto de ei. Cel mai funny lucru care m-a spart pe mine, nu știu dacă îl zicem, dar eu zic că mi s-a portat de bun, la cine n-a ajuns la apropiația, au luat oameni random de pe stradă să le ureze succes. Din fiecare a primit un mesaj de încurajare. Ăla cu matematica, cu olimpiada, cu pula mea. Eu a trebuit să mă plimb prin parc să iau, am avut 36 de concurenți? Cred că da. Și de aceea am să iau... Pentru fiecare, și trebuie să dau mesaje la familie, să fac rost de... 12 am avut din familie, 12 comedianți, cred că știți ce am cerut, parcă.
Și la 12 am luat oameni random. Și am mers la un bătrânel pe stradă și trebuia să cer pentru un băiat Jean Holban. Da, mă, da, la Jean, da, așa. Și acum spune-i lui moșul ăla că ăsta participă la stand-up. Pula mea, și a zis că e un băiat Jean Holban care a ajuns la Olimpiada Internațională. Și a început al meu: Jeane, țara are nevoie de, de oameni ca tine, Jeane. Bă, simpatic, domnule. Și la glume cu pula după aia pe scenă. Da, bine, frumos, semnat cu fiecare. Nu, nu ne dați judecată. Stați cu minți. Dar foarte fain. Și din nou ăsta, ei vinea pe la noi, arătam, făceam un joculeț cu ei, Ioniță, departajarea, urcarea pe scenă, nu e cum fac la ăia. Asta mă deranja. La iUmor și la Stand Up Revolution, nu suportam, nu că alergeau ei random, că nu ne spuneau, men. Nu știu dacă cineva știe cum se procedează. Tu mergi la ora 7 acolo, nu, la 9 te cheamă. Dimineața. Vii la make-up, faci un interviu, la ora 4 vine juriu, păi la 5 începe și tu începi, la câtelea sunt? O să te anunț. Și eu nu pot să mănânc. Eu mănânc dimineața, după care bag Jäger în mine, că nu bag mâncare, că mă moleșește și eu sunt rupt de beată în pula mea la vreo. Și aia, al câtelea sunt? Nu spune că mai bea, mai bea, Mădăline, mai bea. Și măcar... ce aia nu spune? Și atunci nu știu cum să... Și bei înainte să urci la iUmor? Am băut la TV, da. Nu mult, nu eram beat. Doar puțin cât să... Să nu-mi pese dacă că... Mai dai și lui Cârgiu o bere, că stă pe usca săracu aici. Și, ce-am să zic, asta e. Nu suportam, bă, anunță-mă. Simt că sunt la ora 10, intru. Și mă iau o cazare aici în buftea și mă duc să dorm 20 de minute. Mulțumesc să mă zici, băiat. Și atunci, asta am făcut. Începea emisiunea cu Ioniță, care făcea un joc cu ei. Un joculeț în care extragea. Cea mai amuzantă a fost ideea. A fost iar de în spoilere, dar oricum, 7 ianuarie deja o să apară. Prea bun. Cel mai amuzant a fost, știi, TikTok-ul ăla cu să moară familia mea. Mamă, ce greu e să moară familia. Nu știu. Nu? Vai, caută. Ne poți ajuta, te rog, caută, e cel mai amuzant. Altfel... Pe TikTok, scrie doar ce la ce greu e, scrie mamă, ce greu e. Și toți au trebuit să imite... Așa ăla, ce greu e să moară familia. Ăsta ia, fii atent. Toți au trebuit să imite TikTok-ul ăsta. Man, ceva mai amuzant, eu n-am văzut în viața mea, mâncați. Cu aia am râs cu lacrimi. Stai așa. Mamă, să moară familia. Mamă, să moară familia. Acum, imaginați-l pe Daniel H. Bă, dar nu, cel mai fain a fost la H și la... Vlad Oprea, ăla mare, care bă, se prefăcea că e grea, că nu era grea ce ridica el. Ăla mare, bă, dar Vlad Oprea, mamă, ce greu. Deci, man, așa, am multe probe funny. Am avut una, iar să dăm spoiler. Să țină pe picior. Nu, lasă aia. Am avut unul, că trebuia... Eu i-am zis lui Ioniță să... Ideea mea era fiecare să-și sune mama... Și cine răspunde după în ordinea care răspunde mama la telefon. Gen, acum cu tine, acum cu Drăcea. Ioniță i-a pus pe toți în același timp și au pus pe difuzor și vorbeau mamele între ele, mâncați-a și pula. Și la care unul: eu nu pot, că n-am, sau nu, a fost ceva, că nu poate, că mă s-a în străinătate, că pula a fost, o setaia aia probabil. Dar gen, cine n-are minute să sune pe mă s-a în străinătate? A fost ceva acolo, dar n-a zis. A fost foarte amuzat. Așa, și doar la Ducu i-a răspuns mama cu da pui. Da, foarte mișto. Chiar sunt, nu prea, adică Rose Battle, o sincer. O să fie tare. Boring. Atât de mișto mi-a plăcut ăsta. Da? Dincolo de că e stand-up. Că, ok, stand-up-ul, că asta, și ultimul, și după aia nu mai vorbesc, promit. Că am vrut prea mult. Asta mi se pare boring la... De asta ai umorul, din punctul meu de vedere, a murit. Că oamenii, de asta merge Rose Battle. Oamenii nu se uită doar pentru glume. Setul de glume. Vor să vadă și jurizări fanii. Ai umorul aici greșește, că pune pe net momentul care se termină cu un ibet și gata. Păi da, man. Mă, că jurizarea aia dai bani să-ți faci cont pe ăla lor. Ca și în același timp, oricum nu e fanii. Ce anume? Jurizarea. Că da. Ce chelul, vă mai multă pulă, să fii mai macabru. Bă, man, știi cum a fost? Să fie stai cu aia, Popinciuc, zeu. A fost în juriu Popinciuc, top în pula mea. Bă, m-a surprins, glume de rău, fiecare, arăți ca nu știu ce, s-a pregătit băiatul meu, scria în timp ce... Aia mi se pare la Popinciu, pe lângă faptul că a avut glumele alea power, bă, a dat feedback chiar constructiv, chiar a dat feedback cu logică. Da. Ceea ce nu, eu nu mă așteptam. Dacă adică eu nu cred că aș fi fost în stare lui? Să dau. Poftim? Dacă ar ține și el cont de al pentru el. No. Bă, la asta nu. Dar asta mișto, jurați, Teo, Adrian Nicolae, Toma, Vio, invitat special fiecare într-un episod, pe lângă ăștia care au fost în fiecare episod,
bun tare cu aia și funny. Asta zic. Comedianți în juriu cu glume în pula mea, construcții, fiecare venea cu ceva. S-a râs de mine, că am urechile ăsta. De ăsta s-a râs că e gras. Bă, Caterinca, bună. Ce? Da, mă opresc, atât. Chiar vă invit să vă uitați și că o să vă placă foarte mult. Eu cred că o să fie peste Rose Battle, mă arunc. Că o să fie peste Rose Battle ca succes pe YouTube în momentul ăsta, că mi se pare că Rose Battle s-a plafonat puțin. Dar nu mai trebuie. Cum să fie peste aia s-a plafonat, mie mi se pare că acum a devenit bun. Adică înțeleg că vrei să-ți împingi noul produs. Bine, vorbim să când vezi de Maicu. Vorbim când vezi de Maicu. Nu, te cred că e foarte bun, dar eu zic că și Rose Battle a devenit foarte bun pentru că oamenii au început să scrie. Nu, 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 eu când zic că s-a plafonat, vorbesc, eu sunt cifre. Adrian mă lelea să... Am o bere jumate. Bogdane, eu vorbesc cifre acum. Ok. La mine tot e cifre. El e foarte bun, Rose Battle. Ca view-uri, ca să ajung... Se vede cam bun? Da. Hai, la bun. Mine totul e numere. Numai cifre. Vorbesc doar cifre. Mă sună stand-up, băicoi. Cifre. Gata. Oameni, da, diaspora. Câți oameni vin? Cumva ai acolo, nu mai ajunge la oameni noi. Nu e nimeni... Mamă, azi am descoperit tare, știi? Ok. Cumva simt că și Rose Battle-ul n-are potențial să zboare short. Cumva, nu știu, nu văd nicio glumă de rău stăiată să plecând bine. Că e prea scurtă, nu e ca la roast-urile mari. Micuțul arată de... Suntem atât de no-name, lasă. Oamenii care participă la Rose Battle, încât câte glume sunt în general? E atât de gras încât nu știu ce, dar restul nu au sens cumva pentru oameni ca să-și dea share între ei să bubuie. Păi nu, nu, problema la Rose Battle este când 90% sunt glume pe care le poți spune oricui. Mm-hmm. Aia, bine, la Popinciuc da. Dar în rest, sau unul care e gras, da, faci că e gras. Și cam atât. Nu ai mari... Țăran. Mai mergi. Dar mie mi se pare ok asta. Adică știu că e chestia asta la Bros, de exemplu, zici, bă, nu poți să dai doar în asta, dai de unul gras. Bă, dar dacă tu ai 8 glume care rup, doar despre faptul că e gras? Păi a avut Marius Tomescu cu Edi Rădoiu. Bă, ce bună aia cu vaca, bă, cât am râs, am văzut și eu azi. Ah, vaca, da. Aia de, bă, aia cât a fost de genial. Funny a fost când mergea vaca mai în față, de rușine. Bă, cât de bun a fost. Păi, dacă nu-l cunoaște. Da, bă, și mă uitam la... Îl cunoști? Mă uitam la Edi și era exact, bă, băiatele, mi-l imaginam cum i-a plecat vaca mai în față. Nu, bă, și dar din nou, Rose Battle a crescut foarte mult. Mi se pare că au crescut oameni și au prins curaj și așa. A făcut treabă excelentă și clar o să mai fie. Dar eu simt că... O să fie mișto de mai costa și trebuie să zic asta contractual. Și bă, nu, să filmăm sezonul 2. Te bagi de recea? Da, frate, urc. Aici la This Live. Mi se pare stai mă în picioare. Bă, nu, da, glumă, dar ăsta chiar mi se pare ceva tare. Și mi se pare ceva mișto concurs de stand-up. Adică văzând, nu știu, când am fost la Cupa 99, care oricum are vibe, nici nu trebuie să mai faci ceva în plus. Că era extraordinar de se umplea oamenii, bă, nu mai aveai loc să stai în picioare undeva în 99 când era Cupa. Da. După aia stand-up festul care era ceva extraordinar de stăteai 3-4 zile cu oameni din toată țara de nu-i cunoșteai, mulțumesc. Super tare și acum ăsta care cumva le îmbină pe toate. Stand-up festul mi-a plăcut și mie cum era. Era tare, bă, stăteam toți în același hotel. Sala aia plină de, în fiecare zi, 300 de oameni, 300 și de oameni. Și cu gongul ăla, bă, când terminau unul timpul, dădeau ăștia cu piciorul, bă, cu tot, cu pumnul, în gongul ăla. Am evoluat, am avut timer jos. No. Frumos. Da, mă, și la noi a fost mici, toată lumea stă la hotel, adică tot aveam gen seara unde să stăm, s-au spart pahare. Caterin. S-au spart pahare. Mizerii de stat. Bă, dar să-mi bat pula în ele. Ți-am zis să stau eu acolo. Nu, trebuie să nu-l mai miști. Pula. Am mișcat. Gata, hai că nu cade. Da, să nu așa. Nu cade. Bine, mă, vorbiți și voi. Gata. Da, rupem internetul. Anul ăsta, anul 2024, anul nostru, Bogdane. Dacă vrei să te bagi cu noi, e anul nostru. La ce să mă bag? La an. Să fac și eu anul ăsta. Să fac și eu 2024. Cum a fost în Anglia? Bă, mi-a plăcut foarte mult Anglia. Să mulțumim oamenilor care au venit la show-uri, că am avut amândoi ăsta și se pare că e acolo o comunitate, oricum, de oameni. Mi-am dorit foarte mult să merg și să fac și Dublin, dar nu s-a mai putut. Dar cel mai mult îmi doream să fac Comedy Store în Londra. Bă, și cât am mers pe jos de la hotel până la Comedy Store, cu căștile puse și să văd așa și Londra și nu știu ce, să ajungi în ăla care e un fel de centru Broadway, să vezi toate alea acolo și deodată Comedy Store și să intri să vezi așa sala aia făcută
perfect, bă, pentru stand-up, este perfectă. Și mai ales cum ai oamenii așa, că se termină scena și de aici încep oamenii, efectiv, ea e așa și e extraordinară. Arena, așa. Da, nu e creștin ortodox ce se întâmplă acolo. Te minți, dacă dai pentru prima oară acolo glume. Da, da, sunt da. Sunt prostia da. Care testează o bucată. Bă, timpul ăla. Că am mers, că am mers. Hai că o dau. E gata, nu mai pun nimic pe ea. Tu acolo ai testat aia cu bunicii, mă? Acolo ai testat, da. La... În engleză? Am făcut și Birmingham și voi ați spus la Birmingham. La The Glee? Da. Sala mică sau sala mare? Sala mică. De la... Da, mi se pare că aș vrea, nu sala mare. Sala mare mi s-a părut mai urât. Ai văzut sala mare? Da, da, da. Nu mi-a plăcut. Sala mică? Perfectă. Și acolo 150 de locuri, așa aș vrea în București să găsesc. Dacă știe cineva o sală. Cât să pot să fac eu un amfiteatru mic în ea? 250 de persoane. Eu sunt realizat pe viață. Bă, sincer. Sunt dispus să-mi fac credit la bancă pentru apartament? Nu. Pentru asta mi-aș face credit la bancă. Vorbim după. Vezi, de-aia stă în grup. Vorbim după podcast. Bobonete, da. Care îi rupe oricum. Când ai sala Palatului, dispari o lună din București. Cam și mai mult. Nu poți să spui one man show-uri în săptămâna aia la alte cluburi. Da, dacă ai vândută, nu mai contează. Dar nu are vândută. Nu avea vândută. Că n-ai vândută. Nu, asta nu dau de exemplu. Asta are și un exemplu în minte acum. L-am simțit. Nu pot să zic, da. Doru Ivanov. Doru Ivanov. Bun. Zi-mă, întreabă-ne ce vrei tu, Bogdane, dar nu comedie. N-am. Care e cel mai tare TikTok pe care l-ați văzut vreodată? Care este, dacă vă zic un TikTok, la care vă gândiți? Drăgea, cred că stai mai mult pe TikTok. Sunt multe, mă, nu poți să alegi. Eu cu tine la un dat vorbeam pe TikTok-uri. Mai ții minte? Știi că ne câteva. Ăla e... E băiatul ăla care a făcut cu soarele, cât timp stă pe pământ ăsta? Ăla. Și mi se pare că au făcut ăștia cu AI, i-au făcut în japoneză. Bă, și mi se pare, e atât de amuzant cu aia. Ia uzi vorba asta, sensei, să găsi că mă să te văd ce amuză aia, bă, și amuzat rău de tot. Ia, vezi eu când zici un... Sau cel mai bun, scuze, mă rupe. Când i-au făcut ăștia AI lui Dani Mocanu la un interviu și vorbea în franceză și face cică când simte, când prinde soba mea caietul de franceză și era el acolo. Chis că se sapă, se sapă, se sapă. Cumva eu n-aș privi. Ia să vedem ce ne-ai pus acolo. Ne arată mălele o melodie. E bien plus que ce qu'il semble être à l'extérieur, disons-nous. Ne sous-estimons pas la complexité. Oui, bien fait. Chaque artiste a l'opportunité d'être en tendance là-bas à la première oui, position. Génial. Même oui, si la Roumanie que... ne m'intéresse plus vraiment, disons. Donc si nous n'avions pas choisi nous, cette rue, nous aurions sans aucun doute fini en prison. Ah ben, il s'est perdu tout. J'avais entre 15 et 25 ans. Oui, je rêvais d'être bien, d'avoir beaucoup d'argent, de réussir ma carrière. Et bon, ouais, bon. D'avoir une grosse maison. Je rêvais d'avoir une maison. Je ne sais pas comment arrête. Je suis curieux comment arrête oamenii ăștia care își dedică timpul acestor lucruri. Ei sunt admirabili și nu găsim oameni să ne facă nouă. Bă, eu ce asta, când m-ai întrebat... Spună glume, opa! Când m-ai întrebat cel mai bun TikTok, eu îl văd pe partea de edit mai mult, pe care nu l-am în cap. Adică nu mă gândesc la o genul ăsta de glumiță, mă gândesc la să arate mișto editing-ul. Mm-hmm. La alea mă uit mai mult și alea mă fascinează, dar n-am în cap să zic unul. Dar zine tu, poate ai tu. Eu, m-am uitat acum, i-am trimis unul lui Drăgea foarte mișto. Ăsta e ca ăla, de fapt, da. Uite cum se uită la cameră, mă. Băi, Emin, de când a bubuit TikTok-ul, mi se pare că vezi ce mobilă mai au oamenii în casă. Că nu mai știai de mult. Nu mai știai de mult mobilă oamenilor. Asta e de la, mă, salon, de la bun, cum zice, dar are paharele în spate. Dar are săbii, nu vedeți că are săbii? Le scoate doar când vin musafirii, când vine nașul la grătar. Zinașule, roze da, cu spray. Fix mai e ăla de tată. Fix. Moștenit. Da. Da, n-avem. Dacă nu știți cu TikTok-uri. Nu, eu nu prea, nu prea sunt fan. Adică mai mă uit uneori, dar în rest doar postez. Tu ai fost primul care a descoperit TikTok, mai ții minte?
Da, ai făcut canalul ăla, a făcut canalul ăla de Outsiderii se numea Outsiderii, și făceam zilnic, punea zilnic. Nu știu dacă am descoperit primul, dar am fost primul care a insistat. E un comedian care a postat pe TikTok, cred. I-am insistat să facem toți asta. Ai făcut într-o zi 200.000 și acum mi-aduc aminte că ai venit la 99 și ai zis am făcut 200.000 azi cu clipul tău. De view-uri, nu da. Follow-uri. Ah, ok, da. Da, și după aia avea cine avea cazacul. Aia cu Orbit. Cu Orbit, da. Păi a fost viral. Asta cumva virală, da. Eu că a fost atât de mare bucuria oamenilor de pe TikTok. Eu cunoșteam pe cineva de la TikTok, nu mai știu exact, și am făcut rost de verified. Eu aveam 1000 de followers și verified. Și atunci am reușit să fac și la băieții la comic și am vorbit pentru toată lumea să aibă verified. Micuțul, toată lumea, că gen nu prea-ți dă. Na. Sunt și acum oameni cu 1.000.000, 2.000.000 care nu au verified. Atunci la început știam oameni, am știut tipa de la TikTok care s-a bucurat că intre stand-up-ul și ne-a susținut. Adică era la modul, nu vreau, nu știu cum e acum, era la modul în care mi-a scris, v-au mers clipurile azi, că am băgat tare pe hashtag-ul stand-up comedy, gen, l-am împins în față. Și nu putea să împingă hashtag-ul. Iau butoanele astea, nu știu acum cum e, acum 4 ani când am apucat-o de TikTok să pun clipuri, era chestia asta și împingea și simțeau cum a bubuit toate clipurile din stand-up în ziua aia. Super tare. Le și mai ales că o să o dea afară după ce spui asta despre... Nu mai lucrează. Au dat-o afară de mult, nu? Nu mai lucrează. I-a dat verify-ul Cârge. Adică. Era clar că era loc de înlocuire acolo. Dar da, și să știi că cred că mulți întreabă și merge, mă, te știi ceva după TikTok? Sunt oameni pe ăsta de care îmi zic, nu faci TikTok? Care mă duc din nou. Ați recunoscut. De asta e că dacă aș face dansuri, aș zice, bă, mă simt prost, dar pun doar stand-up. Sau, adică nu fac alte chestii extra. Păi ce, mă, Matt Rife ce a făcut cu TikTok-ul este du-te. Sau mai aproape Dragoș Comedy. Da. Care el mai pare mult pe TikTok, zici că a bubuit, nu pe Insta? Că mi se pare că duce foarte bine. Are 200 și pe Insta. E părerea mea că e same shit shorts-uri. A bubuit oricum cu shorts-uri de alea, da, așa am văzut și eu. Cu aplauze puse, da? Și eu fac. Are aplauze puse, zici? Nu, am zis la mișto. Eu da. El știe și... Eu chiar aș vrea să fac la un moment dat experimentul ăsta, să trag un clip fără public și să pui să-mi tot... dau o provocare, să văd dacă se prinde cineva. Cred că se prinde. Să-mi dau test pentru mine ca editor să fac. Băi, asta. Tu n-ai cum, pe tu o să te dai de gol. Că tu pui story la orice faci, o să știi, hei, urmează să filmezi ceva fără public. Adevărat. Vreau să văd dacă se prind urmăritorii mei. Adevărat. Moștri. Sunteți tancuri, sunteți tancuri. Da, uneori cred că sunt prea activ. Zici? Câte emisiune ai acum în total? Ai timp? Care merg? Păi, proiecte, dacă este merg toate, nu te mai gândesc. Dacă și asta cu gluma scris așa ar fi un proiect, câte proiecte ai în total? Okay. Ai 4 sigur, roaster post, vezi de glumă și stand-up la comandă care sunt recurente. Mai am uneori top 7, urmează să fac acum unul în ianuarie special pentru Sala Palatului. Top 7 faci de câțiva ani, e proiect. Adică da, dar m-am oprit din el, îl fac doar așa sărbătoare. Și... de Crăciun. Se prea mult să-l amenințe acolo. Da, deja, adevărat. Deja erau 4 oameni să-l bat. Da. Și fake podcast care e la fel, ocazional, dar îl fac și pe ăla. Și 5 sigur, dar cred că mai am ceva emisiuni de alea. Plus stand-up de ăla, de mi este un crowd work sau o bucată care mie prin telefon veche și zic eu aș să filmez azi. Cam în fiecare săptămână pun ceva pe YouTube, adică nu este săptămână. Stai, cum mi s-au primit de acolo un pic, te-a amințat, te-a amințat trepări? Am mesaj de la de te tai cu cuțitul, te... Da? Trepări. Băiețași de care făceam o caterincă, da. Am avut de la de... Dacă te prind prin Buzău, îți rup capul. E o show săptămâna viitoare la Buzău, mâncați aș pulata. Du-te la Buzău. Trei case de cultură în Buzău pline. Mai te prind, îți rup capul. Exact că n-am mai pus niciun story că am show la Buzău. M-am rugat să nu intre pe ea bilet și aia a fost. Da, te mai duci cu flyere după aia. Show! Da, nu, a fost unul dintre motivele pentru care am renunțat ușor la top 7. Chiar dacă nu făcea view-uri, era emisiunea mea de suflet și îmi plăcea cel mai mult să fac. Că primeam foarte multe de astea și nu știi... Adică au fost oameni care, vorbindu-mi mai agresiv, am scos bucata lor din top 7 că... Serios? Mm-hmm. Ăla care mi-a zis că rupe capul, nu am scos. Că, din nou, dacă ești prea muist, dă-te morții tăi. Dar dacă ești puțin agresiv, dar după când vorbim, ești humble și ești, bă, coaie, te rog frumos, că eram mic când am făcut aia,
N-aș vrea să știe nu știu cine că pula mea. O taie, o pune TikTok, dar o scoate de pe YouTube. Păi am pățit așa, că l-am tăiat de pe TikTok pe un băiat, dar eu mi-am făcut shorturi și am postat și shortul, neștiind că l-am tăiat. Și am scris, bă, cu aia ce-am vorbit? Scuze, frate. Așa am pățit la gala aia, am fost la Cuviu la o gală de MMA, să o comentăm. Și a urcat la un dat să se bată un băiat care arăta, nici nu știu ca cine să zic. Zic ca, frumos că poate se uită și ca mirică, doar că un pic mai făcut. Așa. Ca Dobrota. Dar foarte, dar foarte, foarte drăguț, frumușel așa la față și am zis, bă, asta nu pare deloc amenințător. Dacă l-aș vedea în club, aș crede că pot să-l bat. Dar aș crede, nu... Îl bat. Da. Și după aia, la un dat, am fost la cu Tudor Mihăiță la sală să ne facă așa, un curs de BJJ cu Vio și nu știu ce. Și era băiatul ăla acolo și așa, ce faci? Ce că poți să mă bați, ea? Și a rămas așa și se uita la mine gen... Wow. Te mai prind. Hai că ne mai vedem noi la un moment dat. Ce ai zis? Ce mai... M-a ținut minte cu aia. Dar nu da? Sunt eu, e frate meu. Dar eu asta am spus, că nu arată deloc amenințător, deși e un killer, că se bate în cușcă omul, știi? Adică era un compliment. Dar el probabil că a și pierdut bătaia aia și a luat-o, dai seama, a uitat... Bă, așa a fost la mine. Eu am făcut clip despre Gheboasă. Am făcut fake podcast cu Gheboasă, gen, l-am postat miercurea. Și vinerea m-am întâlnit cu Gheboasă. Era cu ăsta. Și vine de așa, Cârșe, e Gheboasă aici, mâncați-aș pula ta. Bă, m-a încăcat pe mine puțin. M-a încăcat puțin pe mine. Dar a fost băiețaș rău, i-a plăcut. A zis, Cârșe, băia Gheboasă. Numărul 1. Bă, dar da, mi-a... Cum... Aia, trebuie să vă zic cum am... Ah, scuze, ultima chestie pe care o zic. Când am făcut primul fake podcast despre Ilinca Vandici. Așa. A doua zi mi-a dat follow pe Instagram soțul ei. Am dat click pe el, luptător. Văd că îl cheamă Alex. Joia, asta a fost luni marți, joia aveam open mic. Sună telefonul, o rezervare pe numele Alex. O rezervare, un om. Și zic, fii atent. Masă? Nu, că doar te bagi și plec. Nu vreau să stau și la spectacol. Știi ce? Nu mai pune că ocupă mai bine zi la cât vii. Și zic, mă, coaie, efectiv, până n-a trecut open mic-ul, eu am zis că mă bate băiatul ăla. Bă, dar a venit? Nu, n-a venit, dar eu am crezut că tot s-a legat. Da. Follow, luptător, am dat pe luptător. Sigur a vrut să vadă. Eu postam open mic, joi, rezervare, joi. Zic, fii, mă bate, mă rupe ăsta. Bă, dar din cât hate și-a luat Toma, tu să-ți iei bătaie, era... Era cinstit. Dar seama că a ajuns, dacă el mi-a dat follow, seama că și ea a văzut TikTok-ul. Adică a ajuns și la văzut ea. Și ea. Bă, dar am crezut că o să iau bătaie la sala cu o lună. Bă, dar a râs atât de mult după. Era la sală cu băiatul ăsta cu care mă antrenez eu, care și ăsta, un munte de om așa. Și stăteam adică noi și... Și el e un munte, tu? Ești un nu, munte? Zic, ca băiatul care urma să vină, nu ca mine. Și vine la un dat un băiat, bă, dar tot așa, mare, cu tatuaje bine făcut, avea un compleu cu Eric Sef, cu de-astea, era mare. Și se tot uita așa pe acolo, urât așa, dar n-am ce treabă. Și l-am dat, vine la mine și zice, îmi dă telefonul și face, auzi, mă filmezi și pe mine când fac un exercițiu? Și am zis, da, mă gândeam că un exercițiu la greutăți, la ceva. Și dau telefonul cu aia și începe omul să-mi facă în telefon. Și face așa în continuu cu aia. Bă, și venea din ce în ce mai aproape. Gen, noi am pornit de acolo și s-a terminat, eu eram în spate. Și în mintea mea era cu aia, cu omul probabil o fi zis ceva pe da, despre el. Amuzat. Și la un dat voia să-mi dau un capac în timp ce îl filmam, ceea ce era super bună. Adică dacă îmi dădea o palmă în timp ce filmam, mă rupea. Și l-am dat înapoi cu aia. Bă, da, atât de amuzant are. Că m-am pișat pe mine. Și să scap telefonul, da. Se aude, n-a futut smurt. mai faci glume grase? Mai că ești până la familia ta. Nu mai râzi, am putut în gură. Câtă încredere în tine să ai să faci asta? Că mie era rușine, zeu omul, era zeu. Mie mi-e rușine să fac flotări când, dacă mai e cineva pe acolo, da. Și să dau în tine, să mă prefac că dau în cameră, man, cu tine. Da, tu pare că mergi la sală în chiloția de notat al lui Tactu, ce pare că e din aia. Dar mie mi-a spus odată la cameră, unde fac box, ăsta m-a antrenat, nu știu, vedete, antrenorul meu, și m-a sunat și mi-a zis, bă, uite, vine cineva să mă filmeze, dacă poți să vii tu, și mai vine Bogdan Stelea. Și să zis, doamne, că merg. Și am mers și am făcut acolo antrenament, aia o filmat pe acolo și l-am dat, îmi zice cameramanul, și acum vină la cameră și fac așa niște, cum faceți voi, dale. E, ok. Cum faceți voi. Dar fiți atenți, să zicem că era băiatul ăsta care a comentat drăcea ceva. În momentul în care băiatul ăla te recunoaște de undeva,
A, tu ești la televizor. Îți crește apetitul spre a bate sau îți vine, bă, o să am probleme când ăla e puțin vedetă? Ce crezi ca om care vrea să bată? Deci ăsta m-a enervat, deci a comentat. Eu am crezut că tu zici că n-ai vrut să-l filmezi. Ăsta a fost în capul meu când ai povestit. E, pula, de ce? Că ai zis tu că n-ai chef să-l filmezi. Îi comenta drept ceva. Eu vreau să-l bat, dar realizez că el e la TV. Ce crezi? Vreau mai tare să-l bat că e la TV sau zic, fac, o să am probleme? Vreau mai tare să-l bat, dar mă abțin mai tare pentru că e de la TV, știi? Cam așa cred că e. Adică aș vrea să bat pe cineva de la TV. Aroganțele puli, da. Pro-TV-ul îți dă aerele astea, băiatule. Dar te prind eu, fără camerele astea. Nu ajungi tu la canal de mă, terminat. Ce capace îți dau la un moment dat. Nu, că te gândești că face la story, se viralizează, ajungi la știri. Adică... Nu, cred că te mai gândești la asta. Și asta pentru un om normal. Pentru un bodyguard îți iei bătaie mai rău. Și mai rău și mai repede. Ah, ok. Dacă e o pază, ceva, și ai făcut scandal într-un club sau ceva și te și știe de pe undeva, ții niște capace și ți le iei puternic. Pentru... Ce vrei să ne spui? Păi nu, așa și-a luat Van Damme bătaie în București. A, e pe bune? Pe bune, nu, și-a luat la Bambu. Se mordu că nu știai. Nu știam. Nu, când era Bambu în București, și-a luat bătaie de acolo. Asta am înțeles și eu, că l-au bătut bodyguardii, nu l-au bătut niște oameni. Nu. Dar ei au adică și... l-au bătut căcate, Van Damme. I-au dat aici pe... Bă, nimic n-am mișcat, vrăgeam în filmele alea, îi dădeam, nu s-a clintit deloc. În i-am adus un palmier, ia mă, dă cu piciorul. Îmi duce la Penny în parc, care sunt două tiruri, mâncați așa. Da, adică îl bați pe Van Damme, Steven Seagal chiar aș vrea să văd cum își ia bătaie. Asta e ca o... Bine, adică îți iau apărarea asta, gen... Nu ai nimic în fața lui, spui. Au comentat. A fost îmbrăcat bine sau pula mea, ce zic ei. A încercat să facă, a vrut să mă lovesc. Spun tâmpenii pe acolo. Da, mă, e Van Damme, dar la Liga a doua de stand-up. Mor cu aia. Mi se pare atât de amuzant asta că Liga a doua? Încă sunt comentarii că suntem în Liga a doua. Mă rog, am urcat și noi Liga a doua acum, că mai pune o chestie. Ah, uite și Liga a doua de stand-up. Care mi se pare că când? De ce doar la stand-up am auzit chestia asta? Fotbal și stand-up au ligi. Că păi ce te deranjează sau ce? Nu, mi se pare doar... Foarte mișto. Și acum le dai ceva să comenteze la podcastul ăsta. Da, lasă să zic că, uite, chema Liga... Că mi se pare că, coaie, sunt și alte joburi care se practică, nu la înaltă performanță. Da, dar nu fac podcasturi și emisiuni. Că eu dacă mă duc la Kaufland, uneori mă fac cumpărături la Kaufland. Uneori la Mega. Dar uneori mă duc și la un magazin mixt de la. Și întreb, bună ziua, aveți Bic? Nu. Băga mea și pula, Liga a doua se deține. Nu este nimic, mă duc. Și văd eu când am trebuit să mă duc la magazinul mix când îți cumperi o ciocolată din asta, gen Kinder Bueno, și o iei și vezi că e acolo de 4 ani jumate. Știi, și are un pic de praf pe ea și când o deschizi e albă. Știi, s-a albit așa de la ceva. Eu știu că e când zice, da, să știți că doar cash. Da, să știți că doar cash. Frigiderele nu merg, e iarnă. Ce nevoie de frigidere iarnă? Mie mi se pare atât de amuzant că la magazinul mix de la blocul meu, bă, mă duc deja de 3 ani și mereu când plătesc cu cardul nu mă lasă să plec până nu îi dă aprobată. Da, 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 tot mereu. Stați. Păi stai și la Mega. Și bagă vrăjeală, dar stați să vedem să nu, că mai sunt probleme. Mi-am luat ceva de 20 de lei, ce, nu trebuie să bag pinul ăla, nu trebuie să se întâmple nimic. Păi stai mă, și la Mega mie îmi zice doamna, adică că vreau să plec. Da? Mi-am chemat, stați, da. Nu, mai mult la astea mixte, la Mega nu prea zice. Da? Bine, păi da, ție da, poate zici. Dar în același timp, la Mega mai e un bodyguard pe acolo. Au o cameră la mix, da. N-au nimic. Aia zic, la Mega înțeleg să te lase să... Că doar nu zice, da, fonduri nu... suficiente. Și tu cu sul de hârtie, la revedere, să rămână. Luați-o aici, o hârtie, da. Le arunci în spate să cadă aia care te aleargă, da. Știi faza? Dar nu o să pun la noi, e funny, dar vă zic. Legat de chestia asta, am avut show, nu știu, ceva oraș foarte mic, că noi, așa știi, dacă orașul e mic, noi suntem la Lidl, la flyere, sau ca ne împărțim. Chiar, că legat de cât de activ sunt pe story, am postat eu, eram într-un oraș acum vreo 2-3 weekenduri, mulțumim Kaufland, nu, acasă e locul în care nu vine pasnicul să te dea afară, că dai flyere, am scris. 2 minute, a pus story-ul, a venit ăla. M-a dat afară, mânca, ți-aș gura ta, direct la Kaufland. Urmăritor? Nu mă, ăla de la Kaufland. Ah, am dat tachet. El te urmărea, da, era acolo. Dar ce mi s-a întâmplat la Lidl... Să trăiești. Ia berea mea, că nu mai beau, că sunt rupt. Așa. La Lidl sau la Kaufland, I don't know unde eram, vine un băiat dubios. Dar când nu ai oameni, dai la... Ăsta e regula. Ăla cu Florin? Da, știi? Nu, ăla cu ai umorul? Nu, gluma, nu mai zic gluma aia, gata.
prea okay. mult. Când nu ai la cine să dai, regula e de la toată lumea. Și a venit un băiat foarte dubios. Se grăbea, părea grăbit, i-am dat flyer-ul, m-a ignorat. După care mă auzim că e gălăgie în Lidl și iese toată lumea. Și iese el foarte grăbit și îi cădeau cafele. Cafele de la ei cădeau de sub geacă, mâncați aici până ta. Și fugea spre un taxi. Și aici o doamnă: băiatul, v-au căzut cafelele. După care paznicul: Nu, că-s furate. Și a ieșit așa și era: mamă, că ți-aș furat la asta, am vrut să-mi dăm flyer, mă, că ți-aș furat. Pierdeam 50 de bani. De asta zic, cum încă se practică 50 de bani furatul. Flyer-ul? Nu, cred că 25-30. Că e normal că se practică. N-ai văzut că au început să se pună alarme la cele mai tâmpite produse. Pui la un mezel, la un ceva. Adică se pun pe toate vezi, acum. Da, vezi o cola cu daia pusă de trebuie să o desfacă. Anulare, ce și-a luat? Frutifreși. Asta ar trebui cu ei. Îți iau tot stat acolo, o pune în ăla. Cu gaură așa să scurgă de ea să rămână. Câți ani am acum? Îți dă jumătate să poți să ți-o deschizi afară. Dacă poți să, dacă s-a prescris. Mai făceam asta când eram în facultate. Eram în Cluj și la Oșanul ăla era un meniu. Puteai să mănânci și să-ți iei un cola. Îți dădeau un cola automat la meniu pe care la Crispy sau ce-mi luam. Și mâncam, beam cola acolo și mai îmi luam un cola. Și la ieșire i-arătam bonul. Cam un cola, pe bun. Îmi place că spui un cola. Nu pot să trec peste asta. Stai așa. E un cola sau o cola? Nu e cola, e feminin. Dar e un suc cola, sau cum te-ai gândit? Da, nu știu, am făcut la facultate asta, la gramatică și era debate, nu mai țin minte. Era a fost... Am avut... Îți dai seama ce facultate de era debate, cum se zice? Un cola sau o cola? Mă țin minte! Am făcut jurnalism. Stai să zice facultate. Rupeau la examen ce ați avut, o găleată și aruncați cu dopuri în ea. Experimentare pe ghișee ai făcut. Un cola sau ce proști. Victor Bora, înțeleg de ce ai plecat. Mai bine singur cu aia vin și eu. Da. Deci am și furat în viața asta. Ți-a prescris, bă. Da, și eu zic, au trecut 10 ani. E un Sprite și o Fanta. De nu? Ce? De ce? Da. Că asta era vorba. Că tu îl asociai nu cu numele cola, ci cu ce vrei să spui? O sticlă sau un suc cola? O băutură? Da, carbogazoasă. O băutură, da, exact. Păi e o băutură carbogazoasă. E, Bogdan, e ce gândesc eu. Dacă eu, mie mi-e poftă de un suc, voi spune un cola. V-aș ruga să-mi dați și mie o băutură carbogazoasă de tip Sprite, dacă se numai... Țineți! Numai Dobro te spune, oprește și tu la beznerea asta să ne luăm o răcoritoare. Da. O răcoritoare. Și nu e Caterinca, așa vorbește el. Deci oricum... Dobro te și acum la beznerii caută granizat. De la cine am luat? Unde am ajuns aici? Ce întrebare ai avut, Bogdane? N-am avut întrebări. Puh, ce bine. Ce bine fără întrebări. Ziceai tu ceva de... De cola, de un cola, că știam întrerupt cu... Că a, asta ziceam că... Ce că ai furat că în așa, facultate. Așa furam. E bine, și erau sticlele cu Untold, perioada aia. Începusa Untold-ul. Prima, și câștigai dacă înscriai codul ăla, că eu nu beam cola. A, și da-le, dar eu luam cola ca să înscriu cât mai multe, să mă duc la Untold. Și asta cumva, când mă oprea paznicul, hei, și arătam pe bon că aveam un meniu crispy cu un cola. Eu băusem cola ăla și l-am aruncat. Cred. Doamne, acum am dau seama cât de bătrân sunt eu. Că ultima oară când am făcut eu același lucru, a fost că la festivalul 60, la 60 de etichete îți dădeau un pager. Mamă, coi. Nu știu cine a prins asta. A fost mă, ele promoție era 60. La 3 doze te plimbai cu T-Rex-ul. Îți dădeau voie să pui mâna pe dinozaur. Da, a fost o vară întreagă. Nu știu, eram copil, aveam 14 ani, 15 ani la mare cu tata și stăteam într-un hotel unde dădeam și prin spate pe acolo și veneau lăzile de... Aha. Și puteam să iau toate capacele alea, că la 60 de capace îți dădea un pager. Niciodată n-am câștigat nimic de sub. Dar care ziceți voi cu aia că a fost cea mai mare țeapă cu promoția asta? Pentru că eu țin minte, a fost cât am fost eu în liceu, la Marlboro Filter Plus. Puteai să câștigi un BMW Z4 sau un telefon sau o scrumieră. Eu, toată clasa 11 și 12,
i-am corupt pe toți că noi ne cumpăram, eram țimite, eram noi mereu trei. Eu cu un prieten și o prietenă ne puneam în fiecare zi bani, luam un pachet toți trei, că chiuleam împreună, era ok. Am băgat la coduri de alea de mi-a venit rău, nici o scrumieră n-am luat. Aveam acasă așa un sac de gunoi plin de dale. Și n-am luat nimic. Eu nu cred foarte mult în aceste promoții. Eu nu cred că se dau. Adică dacă astea... se dau, se dau la apropiaților. Deci că e mai... Nu, eu cunosc pe cineva din Severin care a câștigat un apartament la bere. Un apartament în București, într-o zonă bună, îl dă în chirie. Adică e în chirie, de câțiva ani. Ah, credeam că face acum reclamă. Apropo! M-a zis, bucnești tu o reclamă așa de nicăieri. Cosmopolis. Vio. Vio câștigă. Deci nu, se poate. Da. Bă, nu știu, cumva, că, din nou, e subiectul dificil și așa, da? Și astea, pot să zic, păcănele? Ăștia la păcănele fac reclame foarte, foarte agresive cu, dă-mi 10 Tesla. Bă, înțeleg că aveți bani. Bă, dar 10 Tesla cu aia? Bă, aia chiar au bani. Dar au dat, mă, tu și ne-ai făcut stand-up, eu știu pe... am făcut de prostul. Păi, și am refuzat mulți bani. Am zis pas și uite, tot zice. Eu știu că la un moment dat aveam, îl cunoșteam pe unul care a deschis în Botoșani un club de biliard în mall. Cu 40 de mese, adică imens. Super investiție, nu știu ce. A făcut acolo un turneu mare, ne-am dus toți jucătorii când jucam în perioada aia. L-am întrebat după vreo 2 ani, am zis, bă, am dat faliment. Le-am scos, am vândut tot. Am băgat păcănele și în prima lună am scos toți banii și ce am pierdut cu biliardul și sunt pe plus de atunci. Dar 10 Tesla, mă, Bogdan? 10 Tesla, le ești tu la promoție. Ți știu, jumătate de milion de euro toți sunt 10 Tesla. Nu. Cum nu, mă? Dacă e cea mai cheală, cea mai basic, asta primești de obicei. Cel mai... Cât e o Tesla? E cu 35.000, cred că, cea mai ieftină Tesla. A, aveam impresia că e mai scumpă puțin. 35.000. Atunci da, mă, pe bune. Nu știu, tot... Și de obicei e 10 Tesla și dacă te-ai pus să citești pe acolo, probabil că e o promoție care durează 7 ani, 10 Tesla, dau una la 2 ani... Sunt alea cele mai chele Tesla, dau geam de la așa, n-au aer condiționat să mai de camă. Da. Singurul lucru fără buton, dai tu la geam acolo. E electrică, dar merge pe baterii, dar... baterie externă. Pornește doar dacă bați 10 lei în ea. Da, de la special în sus... Da, nu. Ați avut dată voala asta cu păcănele, cu ceva, cu jocuri de noroc? Mi-a fost fric. Pariuri jucam în când eram, da, la 10 lei în liceu, pe o sută săptămână, bilete. Dar la păcănele mergeau toți colegii, mi-era frică. Am fost mereu fricos. Ți-a fost frică? Da, nu știu ce să, nu știu ce să zic. Nu înțelegeam, nu, adică cumva nu sunt deștept, sunt descurcăreț în viață și puteam să pricep că n-are nicio logică. La pariuri înțelegeam, văd scorul, cunosc echipele, are sens ce se întâmplă acolo. Când puneam 10 lei pe, nu știu, Manchester City, avea sens. Bă, dar păcănelele îi vedeam cum toată lumea care băga prima oară câștiga. Nu toată. Da. Bă, efectiv, toți oamenii pe care îi cunosc că au jucat la păcănele au motivul cu ai prima oară mi-a dat. Și după aia te prinde boala că dacă a dat, mai dă o dată și se duc în cap. De asta cumva nu sunt de acord, știu că zic Vlad Casino, îmi pare rău. Nu sunt de acord și am zis că niciodată eu pe persoană fizică nu o să fac reclamă la asta niciodată. Nu sunt de acord cu ele. Da, eu sunt victimă, îți dai seama, de la 11 ani sau de la 12 ani am jucat. Mamă, adevărat? Da, eram, stăteam în Băneasa și era un club acolo care în spate avea păcănele, alea roșie neagră, ale cele mai vechi. Și acum mi-aduc aminte că eram aplaudat la ProTV, era o emisiune. Și mă duceam acolo în fiecare weekend cu un tovarăș și stăteam 2 zile, aplaudam 8 ore pe zi, nu mai știu, și ne dădeau câte 75.000. 75.000, 75.000, 150, 300 de mii aveam, 30 de lei acum. Și mergeam direct cu ei, duminică, seara, direct la păcănele. Doar pentru asta aplaudam acolo, eram cu palmele umflate, nici nu mai puteam, apăsam cu pumnul. După aia când dădea roșie direct, strica aparatul. Dar, și adică am fost oricum, adică am fost rău după aia pe la 18 ani, adică îți dai seama că a crescut microbul ăsta și pe care l-am și acum. Adică eu sunt perfect pentru un stream cu Fire. Pe care că la 18 ani, primul lucru de ziua mea la 18 ani, m-am dus la casino normal.
Oricum mai intrasem și înainte, că era rulet. Dar ai zis să fii și totodată legal. Dar am mers și legal, da. Primul lucru de ziua mea m-am dus la ruletă, să joc la ruletă și m-a ținut după aia încă vreo 3 ani toată chestia asta, până când mi-am dat seama exact ce se întâmplă, că pierd și la, adică nu mai zic de curent, pe cănele calea sunt tute, mula mea. Dar și la ruletă normală cu dealer pierzi matematic în cel mai bun caz. De cele mai multe ori au ceva, niște pârghii pe acolo, ceva să... Eu puțin deviez. Eu nu-mi dau seama, aud foarte des chestia asta cu oameni care la 11 ani se droghează, joci la păcănele. Nu-mi dau seama dacă faptul că vin de la țară și eram mai încuiat, aveam alte preocupări, dar coaie, vă dezvoltați prea repede la oraș. Am auzit, e cineva din cercul nostru care a făcut stand-up în trecut, la 13 ani s-a dezvirginat. Băiat. 12. Coaie! 12. Man! La 13 ani nu știu ce făceam cu aia. Mă jucam pe calculator și strângeam prune la taică-mi. Dar, dar oricum știu că de mulți ani copiii sunt mult mai curioși, încep să fie curioși de pe la 9. De sex? Da. Asta știu, adică... Bă, băiatule. Știu că spunea, mi-a spus mama care are o prietenă și are o fată și sora sa vorbea, oricum, avea două fete și una dintre fete i-a spus de aia mai mare care avea 16 ani că vrea să-i mute cu prietenul ei într-un apartament și aia i-a spus, păi are 16 ani și aia zis, da, are 16 ani, like, cum să e nu grata. Se mute la 16 ani? Da. Asta clar au evoluat, cred... dar tot mă fascinează. Da. Cu 12 ani să știu, nu, aveam alt, nici măcar nu mă gândeam la asta. Băi, eu am făcut primul accident cu mașina la 13 ani. Eu. Da, era în dreapta, gen. Nu. Nu. Da, dacă volanul mașinii ar fi fost pe dreapta, eram în dreapta. Tot de ziua mea, dar la 13 ani am făcut cum, primul. Cum era atât de, nu înțeleg, atât de implicat în viață? Păi stai mă, asta nu povestești și la stand-up sau povesteai că ai făcut numai căcaturi în școală și ne-a zis, păi, ce am fost dat afară din 8 școli. Dar adică tot timpul am avut anturaj foarte mare, mult mai mare asta, decât mine. Okay, asta, și asta te tot împinge să faci tâmpenii și să asta, fii teribilist și să... Îți dai seama, m-am dezvinat nu cu o iubită. Și... Asta, păi cred că ai zis la stand-up, nu? Dar acum... Că zici Mădăline, o bag... Că zici Mădăline, da. O scriu. Bă, da. Nu, asta, mereu, am auzit asta, că copiii sunt copii care la 11 ani fumează sau se droghează și zic, hai, mâncați, dincolo că mi-a fost frică și de țigări și de tot. Ori am fost eu mega slab, ori, din nou, de la țară, mult mai puține informații, alte preocupări, stat în casă la calculator, dar nu mi se pare... Edith, păi nu mi-e statul în casă la calculator, mi-a salvat viața. Că eu de-aia cred că sunt puțin mai salvat când am trecut prin asta. Eu... Ideea e că nu ai cum să ștergi o adicție. E foarte greu. E aproape imposibil. Trebuie să o înlocuiești cu altceva. Și la mine asta a fost. Adică eu eram dement cu cazinourile și cu chestia asta și am trecut în World of Warcraft. Am descoperit World of Warcraft și m-a ținut în casă un an de zile încât să termin cu astea și după aia mi-am găsit alte. Dar oricum, adicții, dacă ești predispus, ai toată viața. Da. Eu și acum am nevoie odată la... două luni să mă duc în cazino și să pierd, nu știu, 50 de euro, 2 milioane, 1 milion jumate, oricât ceva ca să știu că am pariat și că pierd și trebuie neapărat să pierd. Asta mă gândesc, dacă câștigi trebuie să mai pierd. Nu, aproape că trebuie să pierd și dacă pierd, dacă câștig încerc să nu ajung niciodată cu banii acasă, adică încerc să-i sparg, să-i dau, să ceva. Ok. Dar ca să plec cu bani din cazino trebuie să câștig foarte mult. Că acum pariez, ideea e că mă duc. Am avut în Canada, la un dat, niște show-uri și am mers cu Stan de la Sublime și i-am zis trebuie să mergem neapărat. Și aveam la mine toți banii pe tot turneu. Like, mulți. Și... Deci... Că nu erau numai mei. Și... Am scos 100 de dolari, i-am pus pe toți, direct. Că am puc, 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 mi-a dat direct 400 de dolari. I-am pus din nou pe toți. I-am pus din nou pe toți. Deci nu m-am oprit până când nu i-am oprit pe toți. Până nu i-am pierdut. E mai important să-i pierd ca să știu că sunt... că mă țin acolo jos și că nu îmi distruge chestia aia în creier. Că mai du-te că poate mai dai cu ea. Am vrut să contribui la Tesla voastră, oameni buni. Am vrut să pun și eu o cărămidă. Nice. Nu, dar n-ai cum. Dacă ai microbul ăla în creier, că dopamina este aproape ca la stand-up.
Știi că la stand-up când îți iese show-ul bine și ești, uite, una mea și da. Anul ăsta n-am prea simțit. Anul ăsta n-am avut dopamina asta. Și ai dopamina aia de show extraordinar, de așa. Și eu încerc să, de fiecare dată când mă duc la casino, să am un show super nașpa, să am un corporate, știi? La o benzinărie. La o benzinărie cu aia care mănâncă. Încerc să am show-ul ăla, știi? Ca să nu am niciodată chef să, na, cel puțin luni de zile, nu mai am chef să mă mai duc. Bă, da. Dar e groaznic. Da, adică cel puțin să faci reclamă copiilor, că de acolo a pornit toată nebunia cu Dorian. Da. Să faci reclamă copiilor la Păcănele este sadic. Și la fel Păcănelele la scară de bloc. Aia, știi, când te duci și vezi prin militar, vezi acum, deci efectiv okay. Nu este bloc fără Păcănelele la parter. Și este un Q pentru creier groaznic. Dacă ai pus să joci odată și să te prinzi, să prinzi gustul, tu de fiecare dată când te duci acasă trebuie să treci pe lângă 7 săli de păcănele. Da. E sadic. Eu asta aș scoate. În teorie, ei nu-și cer buletin când intri? Nu? Nu. În capul meu era că e mai periculos, că s-au mutat cu pandemia asta, s-au mutat toate pe online și orice copil poate să-și facă un cont cu un nume fake. Nu știu dacă își cere banana, dacă își cere buletin sau așa, dar mâine oricum poți să-l iei de la un prieten mai mare sau chiar cu buletinul părintelui și să joci online. Eu am jucat și online de câteva ori, dar am câștigat de aproape de fiecare dată și instant cum am câștigat mi-am dat bani pe site-ul ăla pe viață. Adică, și eu cred că asta e o soluție. Adică poți să te duci să-ți dai bani și să fie o rețea și să-ți dai bani din toate în momentul ăla. Și dacă te prinde în sala de păcănele după ce ți-ai dat bani, să le ia licența. Adică asta, dacă ar fi să vorbim așa de o soluție, asta e o soluție. A, gen, să te controleze paznic. Nu, paznic? Trebuie să stau aia să-i verifice pe tot. Păi nu, dar să dai legea asta și să o implementezi. Deci dacă tu vrei să-ți dai bani, să-ți dai din toate, nu contează de brand, de firmă, de îți dai din absolut toate și dacă te mai prinde vreodată, dacă vine vreun control și te prinde în sala, să le ia licența de pe toate cazinourile în momentul ăla. Și da, atunci tu poți să te duci, joci, dacă nu-ți mai convine, îți dai bani și gata. La revedere. Da, și ce face? Paznicul ăla se bate cu unul care vine cu aia. Nu mă interesează că mi-am dat bani. Eu vreau acum să joc. E decizia mea. Nu intri. Păi dacă știe că e licența tuturor păcănelelor în joc, nu te lasă. A, toate păcănelele pierd tot, în tot unul? Ce au, da, să-și pierd licența pe toate. Păi... Dacă nu-ți dea corcurile, înseamnă că voi vrea să-i lăsați. Ajunge mălele să joace numai pe la țară până să mai avea un aparat undeva. Ideea e, oricum lumea trebuie să parieze. Adică cazinourile trebuie să existe, mai ales astea cu mese și cu... Alea trebuie să existe. Există în toate orașele, sunt în toată lumea. Dar alea de entertainment cumva, asta e, unde mergi și te distrezi odată la nu știu cât timp. Dar nu astea de făcut bani. Că oamenii o iau ca și îmbogățire. Mamă, trebuie să... Nu o ia nimeni ca om. Nu crede nimeni că o să îmbogățească. Bogdan. Absolut, îți garantez. Bogdan. Crede-mă că știu deci și am stat de vorbă cu... care nu mai au niciun ban? Eu am prieteni care au moștenit 2 milioane astăzi și în 6 luni aveau 500.000 de euro datorii. Și am de prieteni ce? Care au pierdut de ce ai face tot, asta dacă nu vrei ca tot, să... Tot la cazinouri. De ce se joacă? Nu știu. Dar ei nu credeau că... El ce rost avea un tovarășul ăsta al meu care avea 2 milioane de să euro? Să facă mai mult. Da. Că putea să-și ia ca X apartamente suntem, și să ca oameni, nu. Vrem mai mult. Este, știi de ce? Adică, asta e o teorie și am mai auzit-o de la alți oameni care au stat de vorbă cu psihologi, este că devii dependent de senzația de a pierde. A, am auzit și asta, da. Pentru că atunci când pierzi, ce se întâmplă? Lumea din jur de acolo zice, mamă, cât de nasol, mamă, nu știu ce, devii pe împărui, te duci acasă, nevasta te ia, te pune în pat, bă, asta e, hai că încercăm să o scoate. Adică devii da. O victimă și toată lumea are grijă de victima. Tu care, de fapt, ești un bou, că te-ai dus și ai jucat la aparate. Dar devii dependent de senzația asta. Și asta e groaznic. Bun, dar acum tu vorbești de un om care are bani, dar... sunt foarte mulți oameni săraci care joacă cu joacă gândul prima că... oară, prima, a doua, a treia oară, după aia joacă doar să se scoată. Care e cel mai rău. E, da, e efectiv. Tu crezi că te poți salva și intri într-un șansă din cer momentul vicios. Ăla. Ți-am zis, de asta sunt contra, pentru că cunosc persoane care au ajuns foarte rău, cu bani împrumutați, cu datorii, pentru că... Și eu am fost acolo. Asta zic, fut-o-s morți, mă-ți viață. Asta nu ar trebui să se întâmple. Da, dar mai ales când asta e ideea, că de asta s-au dus ei la Donian, că dacă îi prinzi de mici, sunt efectiv pe viață, că
se pune pe cortex, se pune în creierul ăla acolo, le dă în loc la o chestie de gambling și nu scap de ea. Eu nu cred că o să scap niciodată de mania asta gamblingului. De asta e bine cu noi în turneu. Mai dăm un Remi, mai. Remi, da. Mai un pe 25 de lei, mai, știi? Și se ceartă ăștia de și când joacă pe 8 milioane de euro când joacă Twist. Ce Remi jucați, pe talate sau... E talat. A. A. Pariu că poți să joc altcumva? Mie mi se pare asta cu... Eu cu păcănele cu aparate n-am avut niciodată, dar pariurile între oameni proști, între tovarăși, pa, da. Aia e dependența. Bă, cu tine am vorbit cu cineva recent, cu tine am parea cu dunga aia. Podcast, faceți plata înseamnă. Da? Voi onorați pariul? Da, tot ai timpul. Ai zis undeva la un podcast? Nu mai știu, mă, cum am vorbit. A, la radio am zis, mă. Da, cu mine. Deci eu am parea cu ăsta, când a fost la un moment dat Cupa 99, acum câțiva ani. Am zis, gen, fiecare trei oameni care o să ajungă în finală. Și cine a nimerit cel mai mulți a câștigat și a pierdut și a făcut dungă în cap. Și pierderea era să-ți faci două dungi aici și să le porți până îți crește păr. Nu îmi fac două dungi poză mărat sau ceva. Și eu am pierdut și mi-am făcut alea două aici. Am mai avut cu Edi Rădoiu tot așa, când în perioada mea de făceam sală și mă simțeam tancul României. I-am zis lui Edi tot așa într-o noapte la Comics Bowser și am zis: bă, eu te pun la scandă-mer, mă. Și ăsta râdea, era la modul: bă, nu mă pui, că Edi e direct lopată, n-are nicio treabă. Și am zis: bă, ba da, te pun. Și am făcut pe 30 de lei de două ori, o dată cu dreapta, o dată cu stânga. M-a rupt, nu l-am clintit, am pus și mi-a făcut așa. N-am avut nicio treabă. Nu, eu, și eu sunt la fel, eu nu mă activez dacă nu e ceva. Dacă e miza așa între noi, acolo da, mă ia flama și pe mine. Hai să jucăm FIFA. Am jucat cu Pax, colegul meu de apartament, fost colegul meu de apartament, pilat pe picior, cine a pierdut? El a pierdut. L-ai bătut tu pe Pax? Da, mă rupea la FIFA. Nu cred. Jur, când jucam FIFA, mă rupea. Când a fost pariu, te-am distrus. Eu fără nu mă activez. De asta stand-up, bani, ogane, bani. Nu, și mie îmi place foarte mult. Nu, pariurile astea sunt mișto. Da. Asta cu trebuie pe picioare. Și te faci doar dacă știi că poți să le duci. Pe bani între prieteni, n-ai cum. Cum, mă? Nu funcționează. Pariurile pe bani între prieteni nu-s bune. De ce? Că te cerți. De ce, mă? Că ăla care pierde o să rămână cu ceva acolo în suflet și nu o să uite niciodată. Și dacă, că tu zici de ce, că n-am fost noi în turneu, acum te-am bătut la FIFA și ai făcut ca toate alea, de două ori te-am bătut. Ce te uiți așa? Nu-i așa? Mai bătut, mai pe ce ați jucat? Ia uite-l, pe nimic. Pe nimic. Da, a făcut urât. Păi dacă jucam pe ceva... Bani, din banii pe show? Asta e, mă, dacă noi jucăm acum FIFA, păi noi trei, văzut. Și punem fiecare 10 lei. Tu crezi că eu mă supăr dacă pierzi 10 altceva. Lei? Păi nu jucăm pe sume pe 3 milioane, pune 10 lei cât să joc pentru ceva. Că din nou, aia 30 de lei nu-mi schimbă viața. Îți arăt YouTube-ul. Să vezi. Cifre, vorbim doar cifre. Vorbesc nu doar nume. Nu schimbă viața aia 30 de lei, dar e senzația aia că joc pentru ceva. Aia da. Dar sau faci... nu vreau bani. Vreau cine pierde deschide mâine. Orice, dar vreau să joc pentru ceva. Să deci. Ok, și să spunem că ai cu drăgea una mai puternică și faceți pariu pe 500 de euro. Nu joc, știu că joc FIFA. Păi ce mă, jucăm pe 20 ori la Plopeni, ce pula? Nu, ca să joc cu ăștia pe 500 de euro, trebuie să joc ceva egal. Știu că la FIFA mă rupe. Are acasă, eu n-am acasă FIFA. Nu. Oameni buni. Săracu, ai împreună pentru Mădălin. Ce? Împreună pentru Mădălin, să donezi lumea să fie în PlayStation 5. Nu, dar așa, unde jucăm Remi, unde pornim de la zero amândoi sau Wist. Iar ceva la Remi. Iar ceva asta la, zic. La Remi. Nu, dar zic pariu, când faci pariu pe bani, eu n-am făcut niciodată pariu cu un prieten. Pariu așa, hai să facem pariu că ceva și tu să pierzi nu știu câți bani. Nu fac niciodată. Da, mă, nu. Dar așa să punem să jucăm Remi pe 20 de lei. Da, exact. Nu contează. Aia nu asta zic. A, nu, și azi câștigi tu, mâine câștigi și se învârt bani între noi, n-ajung la o... Da. Corporație care bagă după aia în reclamă. Nu, între noi. Acum cine câștigă la Remi? Florin. Aia voiam să spun și man, eu asta, man, e pe 500, noi pe 900 și face cărțile. Direct 1, tu redublă. Dă-te, bă, în pula mea, Florin. Ești... Florin și joacă mereu cu mânecă lungă. Și asta o chestie. Mereu tu redublă. Câte 8 jokeri are Florin pe tablă. Florin, cam ne bate. La Wist eu. Eu n-am știut Wist până m-am dus cu ei în turneu. Seamănă foarte mult oamenii din Ardeal, o să știe, cu Cruce. E un joc din Ardeal unguresc, care 60% seamănă cu Wist. Gen are atu, duce atu, e peste culoare, mă rog. Seamănă și n-am știut. M-am învățat. Prima dată când m-am învățat am câștigat. Și de atunci cam undeva la conduc. 7 milioane. 40% din meciurile câștig eu. Ei le împart. Am îi bat la Wist. Dar și în același timp
și sunt cel mai treaz. Spre apărarea lor, sunt cel mai clean mereu, că eu conduc a doua zi și bag apă de pe la 11-12, trec pe apă. Bag 2-3 beli la show, după aia bag apă, ca să fiu fresh. Tu conduci, tu mai și conduci, mă, după ce pui toate show-urile astea. Da, îl mai las și pe Florin, dar nu prea știe. Popintiu, că o să-ți vorbească mai bine de vederea periferică a lui Florin, care să ne omoară de 5 ori. Vede doar așa mâncaia și pula lui. Dacă avem o intersecție, trec la volanul meu până trece. Trecem de intersecție, hai Florin, înapoi. Pune pe unul pe în intersecție, că vede mai bine decât Florin. Nu are Florin asta, nu. Și n-am fost atent, nu. A, Waze-ul nu mai zic. Mereu ne întoarce, că au greșit el. Dacă prindem, da, știi, autostrada aia unde trebuie să te bagi în dreapta, să faci stânga. Am belit pula, ne-am dus pe autostradă, jumătate de oră întârziere. Am mai pus un show și în Bulgaria. Decât să ne mai întoarcem, ba, pula, îl mutăm aici. Tot nu, plin. Cu ocazia. Da, da, da. Norocul meu e că mi-e rău de mașină dacă nu conduc. Și îmi place foarte mult să conduc. Și atunci decât să stau în spate, știu că stau pe telefon sau încerc să dorm, dar deja doarme Popinciuc lângă mine și n-aș vrea să mă arunc și eu peste el. Și atunci prefer să conduc rar, doar dacă mai avem de alea de noapte în care am băgat deja 3 ore ca să, când simt că adorm și așa nu risc. Și atunci îl rog pe el. Dar 90% din timp conduc eu în turneu. Dar îmi place mult. Și din nou, Florin nu știe. Dar voi plecați cu ce plecați? Cu Tiguanul lui Sormea. Da. Am un Tiguan care îl urmea și să-i dea Dumnezeu sănătate că mi l-am împrumutat și nu-i mai dau înapoi. L-am cu furia până... gri mâncava și gândesc că am băgat kilometri, am făcut de 3 ore vizia mâncat de-a spălat auliu și l-am schimbat în ea. Da, rupe, să-mi va apura și merge bine, am și loc în... Niște falul nu mănâncă atâtea ulei. 5, nu? 4. A, plecați doar 4. În ianuarie vom pleca 5 și drept, dar mergem cu 2 mașini, că vedete. În ianuarie suntem peste toată țară în 5 ca să-i luăm pe ăsta din București să n-aibă voie la cluburi, ca să vindem la Sala Palatului bine. Da, am înțeles. Și până la urmă se distează și el cu noi, mai face un tour vlog, mai face un ban. Sau... tour vlog așa aici. Kicks the dicks ăla. Mai fac Kicks eu tour vlog, colegi de camera alea ale mele. Vezi că ne distrăm, că e chiar a zis lui Dobrotă, că eu acum, uneori mai ia și Dobrotă, dar de obicei eu mă ocup de cazări, că uneori iau cazări când vine Drecea cu noi. Și de-am pulea ca să pun el pe vlog. Adică iau și pârnăi, că eu aș putea să nu iau pârnăi. Iau pârnăi ca ce să... ce, mă, nu merită alea 4 minute de glume pentru 8 ore de stat undeva? Păi mai râzi pe mai vlog, râde, mai... mai vezi că au ieșit ultimele Caterinca rău de tot. Am distrat mult. Da. Da, mă. Sala Palatului. 31 ianuarie. Da. Nu știu dacă mai sunt bilete când pui asta. Și eu nu. Să dea, dar nu, vedem. Să fie așa. 4 poți, să, poți să ții 400? Poți... bă, vă țin. Fiate, ține podul, 400 de bilete. Podul Bogdan Mălele 2023, oameni buni, aveți loc. Deci aveți, un 5%. Aveți voie să vă luați bilete. Chiar, acum că mă gândesc că ai zis 4.000, sună foarte mult. Având în vedere că noi strângem 100 pe la show-uri, dacă strângem. Sună bă, mult. De ce te cași, mă, pe tine, mă? Da, mă, bă. Bă, are... mi se pare... deci ăștia când merg în pula mea fac o grămadă, bă, și auzi da. Bine, să nu, dacă stă a făcut, a făcut cruși cu 800 de oameni de 3 tine, ori și a mai pus și unul da, pe lângă. Umple un prost ăsta. Face și noi 100. Face și noi 100. E șmecheu, de-aia ne ținem toți pe lângă el. Și pozează în victimă, așa, știi? Da, bă, da, da, dacă nu veniți, nu-i problemă, tragem cortina, facem cu 3.000. Nu, o dovedim, dar din prima am știut, că mai zic oameni. De, și fac, e bine, cât e cu la jumate? Eu sunt băiat și zic, da, da, sper să facem jumate. În mine este după două beri. Vă dovedim! 4.000! 4.000! Nu, facem 4.000. Bă, ar fi super tare să... dacă să am reușit acum, până în Crăciun să facem 2.000 și aproape, suntem aproape. Plus acum începe campania cu, dacă, chiar dacă sunt oameni care văd afișele noastre prin oraș, avem giveaway. Dacă își fac un selfie cu el și ne dau tag, poți să câștige un zbor. La TNT. Un salt cu parașuta. Un salt cu parașuta, direct, cu noi. Dar vorbești cam departe, Drecea. Nu mai e chef? Un salt cu nu mă pregăteam să sar. Săriți cu parașuta? Florin și Mirel. Florin și Mirel. Nu, el n-are voie, care cu kilogramele mie. N-au reușit ăștia să pună două parașute deodată, că se lovesc între iar mie mi-e frică. Și Dobrotă e prost. Noi trei nu, Florin și Popinciuc. Stai, vorbim de stand-up. Florin și Popinciuc se bagă și zboară în aceea zi cu băiatul sau fata care vor câștiga și filmăm totul pe tur vlog, pe vlogul lui Drecea și mergem toți acolo la în ziua aia când se sare. Aș merge să sar și eu să mă. Păi înscrie-te. Mi-e frică să mă mâncați cu noi, fă un selfie, pune pe story. Na, că-mi permit. Bă, și eu... și eu aș face-o doar așa, mi-e frică și de avion, dar aș face-o doar așa ca să rup ceva în mine. A, cred că inima, probabil. Mi-e frică, nu mie. Dar nu, nu-mi dau seama dacă rezistă inima.
Adică eu am avut palpitații 2 săptămâni doar pentru că am băut apă rece din frigider. Dar, stai, în apărarea mea, dormeam. Gen, era rece, rece. Era, dincolo că era foarte rece. Eu nu țineam apa în frigider, eram perioada în care stăteam cu Pax, nebunul de Pax, care bea apă din frigider și n-aveam apă în casă. În noaptea m-am trezit din somn să beau apă, căutam apă, m-am dus în frigider și eram puțin jumătate adormit. Și am băgat apă în mine. Cu aia am avut aproape o lună palpitații. După aia a trebuit să mă operez. Wow. Ok. De asta zic, nu sar în apă. Faptul că ai băut 2 beri, acum ești sunt total campion. Mi-a luat un tub de pastile până să urcăm aici. O avea bere. Dar da, de asta nu beau oameni buni. Și am venit cu asta de 65 de grade care... Și ai dat moarte de asta direct. Nu m-ai văzut beat, Bogdane. Și nu-ți doresc. Bă, ce Drăcea, cred că m-am văzut. Am văzut. Da, la nuta la Costel? Când s-a lăsat cazacul de stand-up. Te-ai omorât. Wow, atunci a fost mai beat decât la... Da, atunci nu, nu când a plecat Eugen? În seara aia când am... La am plecat acasă? Da. De dormeam la masă? Eugen, da, Eugen da, plecat. Așa mai era... De la când se la București, la mai era beție. Aia da, mamă, eu țin minte și acum erai atât de mort. Am dormit. Își luase niște nachos și mâncai și l-am dat, a luat șervețelul și nu și-a dat seama și îl băga în gură așa, atât de rupt era. Man, a fost... Bă, erai de rămas de bet. La ora 11 am plecat ai acasă. Ai pus să poză cu el la comin și ai scris... Da, cu alb-negru poză. Nu, dar o punea și te dădea cu palma în ea. Da, a fost fun până la un moment dat și la ora 10 țin minte că mă uitam la open mic și adormeam. Și am plecat acasă, nu știu cine m-a dus, dar a fost cea mai rea beție decât la București. Bă. Dar aia n-a fost o beție funny. La dintre la Costel m-am distrat și a fost funny. Acolo nu, a fost doar trist. Dar nici acolo nu ai fost cel mai beat. Acolo nu sunt beat. Mă prefac. Bă, atunci, mai țineți minte? La ce? La anuntă la Costel, băra. Da, am filmat. Da, de la... Toți avem filmare pe telefon. Ai mă filmarea când l-a ridicat de pe jos. Da. Bă, cât de bună e filmarea. Oameni buni, dacă veniți la Sala 4, o vom proiecta. Așa începem. Eu am când îl luam în brațe pe Mocanu și îl pupa. El? Da. Am crezut că tu, ca să mă îngrijora. Nu, nu, nu. El lua în brațe pe Mocanu și îl pupa. Când a fost asta? Când probabil e ultimul om care l-a iubit pe Mocanu. A fost vara trecută. Eu țin minte că era, nu știu, era deja plecase cam toată lumea și a rămas eu cum intra într-un pat de ăla de se clătina așa și stăteam amândoi în fund așa și vorbeam și zis, bă, cred că trebuie să mergem. Deja devine serioasă treaba, să-i dăm. Da, a fost, da, acolo s-a omorât toată lumea. Nu știu dacă a plecat cineva trez. Da, acolo a fost mișto tot timpul, nu știu, și când se făcea stand-up, acolo mi-a plăcut. Stand-up-ul? Nu știu ce petrecere a fost acolo o petrecere la un moment dat. Când s-a mutat Costel și era Mitran și Mirică, era unul lângă altul și a zis, și cu Mitrică? I-a văzut pe amândoi și i-a undulat. Și Mitrică, Mitrică. Bă, da. Ia. Da, mă, 31 ianuarie, Sala Palatului. Nu mai zice, mă, că după aia pare că de asta am venit. Dar tu de ce ne-ai chemat, mă, Bogdane, zi? Că bă, undeva în adânc nu e doar Sala Palatului. Bă. E și de mic. Cred că în adânc, cred că te plac. Nu, altceva trebuie să fie. Mi pare că ești foarte autentic. Bă, sincer, nu mă prefac. Adică nu vreau. Adică eu abia îmi place un comentariu când citesc un comentariu că mamă, dar nu suport pe ăla. Ce enervant e cârșit. Păi, dar pare că oricum te duci după asta. Da. Te duci un pic după... Eu am învățat, oameni buni. Am învățat ce e ăla rici. Uite, am om. Am învățat ce e ăla rici, ceea ce înseamnă că orice comentariu... Că numere. E de hate, cifre. Cifre. Ce înseamnă un comentariu de hate? Monetizare. Nu mă mai ating comentariile de mult. Nu? Nu. Da, te-am văzut ofticat când împărțeai flyere și ai făcut story. E singura dată. Deci te-am văzut atunci, erai... Da, am ieșit pe story, nu m-am ascuns. Nu te-ai ascuns, da. Am ieșit singur. Ai mai luat și palții cu tine. Cavași, guravas, nu mai vreau să zic asta. Am zis și pe scenă, în Gherla, nu Gherla, îmi cer scuze, Gherlenii mei, Sighetul Marmației. Sighet Marmațienii mei. Și din nou, n-am spus-o și e urât să o spun. Așa. Dar e în pulă cu aia. Sighetul Marmației e unde se pune, se agață, așa e și gluma. Sau mă rog, au ei. Unde se agață harta în cui.
Așa. Nu lua nimeni flyer. Man, o mamă, un copil de 17 ani, i-a dat Dobrotă flyer. L-a tras, mă, seamă, din fața lui Dobrotă, mă, că ți-ești curată. Bă, rău, refuza oameni și nu oameni în vârstă, că oameni în vârstă înțelegi. Ori cred că e o tigaie, ori cred că le e ceva, le cer ceva. Coaie, nu lua nimeni flyer, era un fric de te căcai pe tine, mă, că ți-ești curată. Nu mai puteam. Și n-am mai putut, eram atât de nervos și de supărat. Oamenii aveam la show, aveam vreo 180. Limita era 250, adică ca și cum nu era bine, era bine la show. Dar dacă tot le-am scos, hai să fie, că eu le scot de miercurea. Eu am sâmbătă show. Între timp se mai dau online. Dar eu mai... Man, atât de supărat am fost, n-am putut să nu ies pe story să zic, bă, vă rog din suflet, luați flyerele de la oameni care vi le împart, că ok, eu am fost un băiat care făcea pentru el, dar sunt oameni care au 7 lei, 10 lei pe oră. Ia flyerul cu aia, aruncă-l mai târziu, uite-te, poate e un lucru bun, o informație bună. E prima oară când am fost mult mai muist atunci pe story, știu, dar n-am putut. A fost singura mea ieșire și singura oară când, a doua oară când am mai vrut să dau flyer în viața mea. Prima a fost la The Mike, acum 2 ani, în București. Dădeam la Pipera și veneau oameni, te-am văzut la Stand Up Revolution, te-am văzut la 7 dimineața cu aia. Veneau, știi, că nu, da, vine, nu dai ca la Kaufland în față. Vine valul de oameni care au ieșit de la metrou, te refuză doi, te-au refuzat toți, mâncați-și gura ta. Intri într-un cerc de la de, ești nimeni pentru ei. Dacă iau unul, iau toți. Dacă primii doi n-au luat, toți mă piși pe tine și eu mă piși. Ia la muie, Mădăline, ia la muie. Dar tu ce le spui când nu-ți ies? Avem un stand-up, avem stand-up. Nu, Florin Iriacu. Aveți un minut? Și Florin. Când vine Florin spre tine că aveți un minut, lăsați-mă că eu sunt cu Iisus. Nu, Florin, e scurt, te rog, scurt. Stand-up în seara asta la Cinema Pacea. Stand-up girl astăzi. Stand-up, stand-up, stand-up. Cuvântul magic, stand-up. Asta e că eram fascinat cum oamenii din Sighet, tinerii, nu se aprind un beculeț când au stand-up. Că în mod normal, știi, la noi, mamă, poate și ne recunoaște pe vreunul. Nimic. Nici măcar cuvântul stand-up. Man, ți-am zis, tras de ăla de... Nu mănânc căcat, că au fost și oameni care au luat, dar atât de puțini ca procentual. Și din nou am avut show-uri la sat, la Inceanu, acolo, mai ții minte? La în Filiaș, de nu erau oameni pe stradă, am pus în balegă de vacă, de rață, era o rață moartă, o gâscă moartă, i-am pus în gură, rău de tot. Bă, dar ăla trebuie domnul să-l pui. Nu, domnul Inceanu a fost zahăr, ne-a plătit o masă, ne-a sfătuit, ne-a fost sfat. Foarte băiat. Ce a fost cel mai amuzant? Ăla, cred că îl pui în top 3 cele mai proaste show-uri avute vreodată, care nu țin de condițiile show-ului. Da. Nu? E locul 3, da. Bă, a fost ceva acolo cu aia. Deci, bă, locul super mișto, un resort ăla, cu lac, cu camerele mișto, mm-hmm. Tot ce trebuie. Și am văzut spectacol într-o anexă, undeva în curte acolo. Bă, și a fost ceva rău. Eu stăteam, am urcat, nu știu, cred că al doilea, al treilea ceva și mai stăteam afară. Bă, și la primii plecau oamenii, erau supărați oamenii. Când s-a terminat, au plecat unii, ziceau cât de nașpa a fost și de asta. A, dar am prins pe vlog aia. Când te filmam, zici, mama, a fost varză. A fost ceva rău de tot acolo. E și vina noastră. Pentru că domnul Enceanu, știi pe domnul Enceanu? E ăla care cânta cu Mâțu Stoian. Am fost la el, la Imperiu. Locația lui. Da, e frumos, tare acolo. Foarte hotel mișto. Cu tot. Ne-a fost băiat, transport, cazare, tot a dat domnul Enceanu. Da, chiar a fost tare. Și am fost acolo la el și înainte ne-a dat tot. A venit că nu trebuie să plătiți băieți, că eu plec la București că am un concert, dar un sfat. Voi cât stați? Și am zis 20 sau nu, 30 stăteam. Eram 30. Un sfat. Urcați doar 15, te dai jos, urcă altul, tu între timp vezi la ce s-a râs și mai... Ca la corporate. Adică se râde la înjurături, te dai jos, mai construiești niște înjurături. Se râde la glume despre mame, te dai jos, mai faci niște glume repede în 15 minute despre mame, da. Știi? Mai scrii. E vina noastră că n-am ținut cont de domnul Cea. Mă, las un plan, nu, dar a fost... Cel mai rău eu din toate Slatina. Bă, la Baroc și acolo? Și toată lumea... Și am vorbit cu mulți care spun că, bă, Slatina este... La Baroc? Da. N-au fost cele mai extraordinare, dar nici... Am avut eu, în schimb, două sau trei care au mediaș, fost. Mediaș. Cel mai bun? Prost. A, prost. Nu cel mai prost, că am avut genul ăsta. Slatina nouă eram în spate când închidea băla și a venit unul și ne-a zis, la noi nu se râde. Adică a zis așa, gen, fală, noi nu râdem. Ăsta e cel mai nașpa. Măcar v-a anunțat, când, e frumos. După. Sincer, nu când îți vin oameni din orașul ăla și cer scuze pentru orașul lor.
mă întristează, dar în același timp îmi dau seama că nu e vina. Cumva, coaie, dacă eram șmecher, nu exista. Adică, dacă eram șmecher, venea oricum. Nu există scuză. La noi aici, în media, nu este lumea la stand-up. E, pula, nu cred că la micuțul e plin. Știi? Tot vina e la mine. Dar îmi dragi așa când zic, îmi pare rău de orașul ăsta, că meritați mai mult, că... Ți-am zis, am fost la, în media și am început să am dat flyere, nici pulea, pe stradă, nicăieri, și lângă pub unde aveam show, m-am dus eu, urcasem și m-am dus până la magazinul ăla de acolo, full magazin la magazin. Aș pulea toți oamenii, când ai venit, mă, în țară? E, hai să merg, să bem. Toți erau pe băute că veneau în țară. Și aia, vii în țară, nu vrei să ieși la stand-up. Stai cu familia, mergi să-l iei cumpărături, hârtie igienică, ce mai am pe acasă? Nu, și știu și nu zic cine, dar nu mai merg în Slatina acum mulți. Ok. Da, nu știu. Au mers de câteva ori, a fost rău de fiecare dată și au zis, da, îl ocolim. Și aici o să fie una cu tine când râzi, una acolo cu gura deschisă, da, cum face el și... Și eu le făceam la mecenii și erau prin planuri și atât. Prin planuri puneam un text jos. Nu, trebuie să fie puțin decupate în spate, mai blur, frumos, poate un text mișto. Furașul la Schulz. O idee de Tamil, că dacă te uiți e Tamilul Schulz de la mine. La material acum. Da. Pe care l-am pus. Și noi am încercat să... Da, e de la Schulz, că ăla are... Puțin cu un om care râde în colț. Vă place Schulz? Da. E tare. Chiar e tare. Și din nou, eu acum nu... Adică vreau... v-ați uitat la special? Nu. Am uitat la ceva special, nu știu la care, nu la asta ultimul. La asta nu, ultimul am mai văzut tot așa frânturi pe TikTok și omul e cretin. Foarte amuzant. Mie îmi place, din nou, eu acum vorbesc ca business, ca ce a făcut, ca okay, evoluat. Okay. Îmi place foarte mult și îmi pare că ăsta e. Băi, și eu sunt, adică îl urmăream de când avea, nu știu, 140.000 de followers și acum e la 4 milioane sau nu știu. E incredibil. M-a bubuit. Dar nu mai pot să mă uit la podcasturile lui, nu știu, mă obosește foarte tare, mă uitam. Nu, păi, asta la podcast întreg, nici eu nu m-am uitat niciodată, mă uitam la Tio Von tot așa, doar bucăți pe TikTok și omul e la fel și la alt cretin. Tio Von îmi place mult. Foarte amuzant. Chiar sunt curios să văd ceva de la el așa mai lucrat, o oră, n-am mai scos de mult, nu știu. Nu știu, la stand-up, dar așa... Ca genuin, e naturally funny așa, genuin, foarte amuzant, cum îi vin pe loc toate căcaturile astea, e foarte amuzant. Bă, na, și atât de ciudat, atât de Cristi Popescu, like, așa, știi? Da. Ce? Da. Dar acum și Inghilis mi se pare cel mai tare. Asta nu știu. Nu? Și Mark Normand. La dobro, ce mai știu. La dobro. Mai zi un nume în engleză. Zi să mă dă, mai zi un nume. Jimmy Carr. Nu, mă, de la Dobărtă mai știu și eu, că nu prea urmăresc, dar mai pune Dobărtă, că mai ascultă el în cameră, mai, și e fier pe Normand. Și nu, am început și eu să mai uit pe TikTok la... Nu, uitați-vă la Shane Gillis, dacă vreți, la ultimul special este... Cârși acum, Chris Rock m-a rupt în ultima... M-a îndoit! Fii atent ăla... Așa... De să bate! McGregor! Îți place mult McGregor! Da. Bun. Da, Bobonete, cum vi se pare? Ați fost asta la Palat la Bobo? Nu. Am fost la Full când a avut înainte de sala Palatului, să-l văd în club. Foarte. Trebuie fain. Să-l chem la Vezi de glumă și poți să încheie emisiunea. Doar pe Bobo mi-am de chemat. Ah, și pe tine. Bobo, dacă vezi asta. Sună, dacă te-ai uitat, te-ai uitat două ore până aici. Nu, dați-i careva. Vâncică, dacă te uiți, dă-i link-ul fix de aici. Mihai Rait, cine se uită la tine? Mama. Se uită mai câte la podcasturi? Nu, la niciunul. Nici la cu tata nu s-a uitat. Bă, pot să înțeleg. Nu, nu, mamele mi se par mai... Mai câte se uită, mai câte pare că se uită. Pare mai Caterinca. Maica mea mi-a zis că i-a plăcut, dar se uită fără sonor. Și se uită la mine cu aia. Ea mă privește și atât. Ea nu se poate uita nici la umor unde bipă e alea. În schimb mi-a zis bunica mea că i-a plăcut la televizor când am fost. Ea nu vede. Dacă nu au venit tăi la... Dar mă aude, dar maica mea combinată cu bunica mea ies un show bun. Când au venit prima oară la stand-up? Maica mea n-a fost și nu va veni niciodată, cred. Taică mea a fost pentru prima oară la Oradea când am avut show mare la Filarmonică și am dat bucata despre el. Pentru prima oară în fața lui. A fost mișto, mi-a plăcut mult. N-am mai vorbit cu mine vreo 3 săptămâni după. Și mai de ce nu vine? Nu e fan, nu e. Ea e Caterinca așa, adică are glume mereu. Dacă întreb, mamă, mi-ai văzut pantalonii? Au fost pe mine ieri. Are glume de-astea, e mamă, Caterinca. Mamă, ca tine, direct. Vezi că e Caterinca, maică. Nu știu, nu.
Da, e, uite, la modul că îmi scrie: m-am uitat la tine pe storieri, numai cu pulă, numai cu pulă. Adică nu ezită să le zică. Zice și ea: m-am uitat, dacă nu era ta pulă era bine, nu știu ce. Nu știu, nu cred că îi place stand-up-ul meu. Și e ca voi mulți din comentarii. Da, da-mi badea. Da, asta e că nu e fanul. Adică a fost fanii că am fost toți la cabana acum într-un weekend și a apărut Florin la umor. Și mi-a dat poză cu Florin, cu televizorul. Zic, tare, să te uiți. M-a stat a zis, nu prea mi-a plăcut. N-a fost prea bine băiatul ăsta, prietenul tău. Și zic, mamă, sunt cu el, lasă, zici și tu. Era pe speaker Florin, era clima. Asta e că e prea critică. E da. Critică, deși nejustificat. Că n-ar trebui să fie așa. Poate se uită, mă, dar nu zice. Poate se uită mai mult, de fapt, și de-aia poate să-ți dea o părere. La tine când au venit? Ăștia vin din București și la Dobrotă. La tine vine Vârtul la toate show-urile. Da, dar Vârme vine, adică să stăm la bere, să stăm la de-astea așa. Se mai uită așa, nu știu, maica mea, când mai ții minte dacă a venit. Nu știu dacă a venit înainte de Salapa. Cred că a venit totuși. Ba nu, a fost, mănâncăcat. A fost, cred că la 99 la un moment dat. Dar a venit așa, adică după ce i-am zis eu, a trecut o perioadă și când am mai prins așa deschideri și eram cât de cât sigur pe mine, a mai venit. A fost la câteva. Da, mă, la ăștia la Sala Palatului acolo. Și la Florina, Sala Palatului vor să vină. Eu n-am nici bilete. Vrei să dau ție biletele mele de familie? Nici n-am cui să le dau. Și cumva, dacă n-a venit maică-mea până acum, nici nu vreau să vin acum, că acum am set cu religie cu ea. Că mi-a zis să nu fac tatuaj, că mă vede Iisus. Adică, nici nu vreau să vin acum. Dacă n-a venit când aveam glume despre taică-meu, despre ea, nu vreau să zic. Și tot de pe Instagram te vede Iisus. Am venit să fac tatuaj, gang. Stai, de ce dai sunet? Dar când a venit taică-tu la tine la stand-up, îl vedeai în sală? Îl vedeai în sală când timp ce făceai? Nu, că eram n-am avut la filarmonică, e beznă. Ah, okay. Dar am avut presiunea de oare e ok? Că, nu știu, știi bitul meu cu taică-mă că nu-și mișcă mâna dreaptă, că nu l-a oprit poliția? Ăla de... L-am luat în final la stand-up Revolution, de mi-era frică să-l dau, că îl va opri după aia poliția. El practic conduce ilegal. Da, nu-l știu, știu. Ăla l-am luat în fața lui, el în public. Am avut, nu cred că pot să explic ce am simțit în seara aia, când trebuia să dau glume și am închis show-ul. Și știam că e bucata aia și aveam și un coleg polițist în sală și pe taică-mea și eram fac. Și el, noi am dat bucata asta în decembrie la TV și în ianuarie el trebuia să meargă la reînnoit permisul. El neavând voie să mai ia permisul. Ce credeți? L-a luat? A avut o zi bună. Bravo, Beiuș, poliția din Beia a avut o zi bună. A făcut așa și... Haideți, vă rog, să vedem reflexe, du-te. A legat cu o sfoară, a legat-o pe asta și... Dar chiar, bitul ăla l-am scris cu Drăcea. Mă rog, l-am scris cu Drăcea. L-am povestit lui Drăcea. No. Eram în turneu. Și atunci... La filia și aici, unde a fost foarte rău, după ce a fost și ăla rău de tot, am mai stat cu ăsta și cu Dobrotan, hai să bem niște beri în terasă acolo de supărare, banii erau luați oricum, mă rog, și stăteam acolo, vorbeam și mi-a povestit prostul ăsta chestiile astea de taică-su, dar mare parte din ce dă le-a povestit. Bă, și am râs cu lacrimi, adică pe mine m-a înduit aia cu ușa rotativă și cu mâna așa. Da, dar nici nu le-am mai băgat în set, că n-au mers în set, dar erau atât de funny cu el. El când deschide ușa acasă, el are albine și mai vine cu chestii de la albine și ca să deschide ușa și aruncă mâna pe clanță, știi? Și asta e, pe ăsta l-a înduit. Am încercat. Bă, mă rup, deci stăteam în noaptea aia, camera acolo, nu mai puteam de râs, să râdeam cu lacrimi și am zis, cu aia e bagul, că e prea bună, n-ai cum să nu zici asta, a fost după foarte amuzant. 20.000 de euro, bă, unde am dat? Uite, vezi ce bun e la râs? Bă, nu, dar chiar când a povestit atunci cu aia, chiar am râs prea mult. Și după aia, oricum, următoarele zile doar despre asta am vorbit, decât de fanii chestia. Și știi cine a mai fost un om care o să-i zic live când ne vedem vreodată, care m-a făcut să dau bucata aia? Rait. Eram la The Full, ții minte și acum, avea show cu Bobo, am deschis la show-ul ăla și urma să am finala. Și aveam discuția în podcast că mi-e foarte frică să dau asta, că nu pot să dau asta, să mă folosesc, stai cum, dar e ilegal cumva... Nu știu, și a zis Raid Coaie, nu trebuie să-ți pese de nimeni, nici de familie, nici de nimic. Și a zis, Raid, așa o să fac. Nu i-am zis atunci pe loc, eram indecis, dar după aia acasă am stat și m-am gândit și m-a făcut să dau bucata. Și când o să mă văd cu Raid, o să-i dau așa 50 de euro, 100. Vedem. Mamă, ai făcut sărbătorile, ce? Copiilor, lejer. Bogdan, hai să-l luăm și pe el la întrebări. Planuri pe 2024. Bă. Un podcast săptămânal? Vai. Facem program. Două. Fii atent, fac un Excel și tu respecti. Îmi faci podcast, da. Vreau să fac două pe săptămână. Bă, asta e că dacă nu-mi place podcastul, nu știu dacă v-ați prins, vorbesc foarte mult, nu-mi place podcastul pentru că inevitabil la un moment dat ajungi la chestii ca să fii deștept. Filme, istorie,
orice ca să arăți că ai citit. N-am citit. Nici eu. Atunci evit podcasturi. Dar dacă aș face podcast, nu zilnic. Dar mi se pare o chestie atât de ușor de făcut, fără mari costuri, nu pregătire, că eu și la vezi de glumă și alea, stau, scriu, depinde că de podcast, cu oameni. Da. Da, adică depinde... dacă veniți voi, nu fac, nu, nici da, nu. Da, mă rog, îl chem pe, nu știu, Gelul Duminică, înțeleg că la el, dar tot... La Gelul trebuie să te pregătești un pic și trebuie să, să vii cu argumente. Și că să ștergi să... multe chestii pe care le-ai pus în trecut. Că dacă, dacă vede toate vlogurile cu Florin, nu cred că mai vine la podcast cu mine. Da, dar cumva, dacă te-ai... Bă, te-ai pune, bă, fac două podcasturi pe săptămână, cred că poți să faci asta. Da. Nu, bă, în 2024 este să scriu o oră cap-coadă și să filmez din nou. Mi-a plăcut foarte mult să filmez și să montez. Mi-a mâncat capul, dar mi-a plăcut cum mi-a mâncat okay. capul. Ok. Și eu plănesc după Sala Pala să filmez undeva, că nu-mi place la Sala Palatului să filmez, să filmez undeva și să-mi pun bucata, să mai fac una. Că nu mi-a plăcut asta pe care am pus-o acum. Adică până am pus-o, nu mi-a mai plăcut. Băi, oricum nu-ți place când te uiți, dar... Păi da, dar măcar să o filmez în momentul în care îmi place. Eu asta dau sfat, că eu sunt foarte bun pe sfaturi, dar n-apuc să aplic la mine, că fac multe căcaturi și nu le fac bine. Dar tuturor cu care am vorbit, comedianți mai mari, asta le spuneam. Coaie, filmează-ți în apogeu materialul, nu-l da. Filmează specialul în apogeu, că oricum nu mai scrie la un moment dat pe el. Și de la jumate încolo, du-te în turneu, lasă-ți-l la editat, știi? Câțiva au și aplicat, eu încă n-am aplicat asta, dar o să o fac cândva. Păi cam așa am făcut eu, că am filmat mai, cred. Aprilie, mai, cred. Am 6 luni, cât sunt? 7 luni? Nu, matematică nu. Vrecea, planuri? Bucăți de stand-up? Săriți de pe fix cu aia. Păi eu oricum, da, săriți de pe fix, sigur, mai facem că a fost prea bine. Și în cifre, nu că zic eu. Și, bă, nu știu, eu bucata asta de la Sala 4, eu mi-o filmez. Și o pun pe asta. Păi stai, mă, tot o să filmăm. Da, eu o pun. Nu-mi place. Nu știu, filmă el singur, mă, așa cum. Păi mă aștept de la el. Bogdan Regi. Care-i faza, cu... Pare genul pentru care... Eu am vorbit cu ProTV, setul meu mi-l filmez. Păi, eu am vorbit, nu știu voi, băieți, da. E ok dacă îl punem pe voi. Vă deranjează sau? Mă, doar 7 euro pe lună, ce? O să mai apară, sunt foarte curios, că apare acum. Am fost la Revelionul Pro TV și am făcut roast. Asta știe că am scris bun, pe drum. A fost bun, da. Sunt curios cât rămâne din el. Aia e chiar o curiozitate mare. Că am dat în toți. Și în mulți ani, dar rău. Da, sunt, dă-i morților. Pavel Bartuș. Nu, Pavel a fost zahăr, cu el am început. Da, unele, adică au fost unele fani și unele... Cine era acolo, zine așa? Păi zic în cine am, da. De cine am scris eu așa, ce au fost Pavel Bartos și Raluca, care au prezentat, cine i-am dat, cred că primii. Au mai fost aproape toți colegii mei de la Săriți și au mai fost așa... Nu ne uităm, zine. Au mai fost așa pe lângă Andreea Marin. Bine. Bine da. De tot. N-ai dat numai tu? Bă, nu, că am tăiat multe, că am avut, am eu povestea acolo. A scris, acolo, a scris, după aia a zis, bă, e zână, nu pot. Da, nu, faza e că au fost mai mulți oameni pe care nu-i cunoșteam sau pe care am cunoscut acolo și le-am arătat la început, că ne știam de bozi, da, și era la modul... Am râs în mașină, dar nu mai știu care. La care? Nu, la cine? Nu mai știu să-mi bapura, dar a fost o glumă de am râs. Tot drumul. Bă, da, nu știu, atunci am scris, eram în mașină și trebuia să-l fi trimis de mult timp și făcusem, cred că, nici jumate din el și am stat în mașină de supărare. Hai, dar am avut mai un dat-a. Topper la ea, coaie, dar nu mai știu la cine a fost, nu putem să dăm aici. Am avut Carmen Tănase, care e foarte tare, doamna Carmen Tănase e cea mai tare din lume, jur. I-am arătat alea înainte și face, oh, puteai să dai mai rău zile și am aia la Carmen, alu... Cu schelele? Nu mai știu, am avut un topper și mi-a plăcut mult, voia să dau și eu dacă vă mă. La Carmen alu Adi Minune. Dar nu mai știu ce glume, mai ții minte ce glume ai avut? A, da, Carmen Minune. Nu mai știu. Mă rog, whatever, lasă. Nu mai știu. Băi, uitați-vă la Revelion. Au fost multe. A fost fani, mișto. Sunt curios ce rămâne. Am râs rău de tot pe drumul ăsta. O să fie și pe YouTube după Revelion, pus tot la anul. Sper să rămână. Dacă nu-l pun aia, îl pun eu la mine, oricum. Da, bă, cifre, am cerut brutul.
Da, chiar mi-l faci și mie, frate, vreau. Am eu un băiat care editează, sunt sigur că îl face bine. Dar nu, cum ar fost să, ok, filmăm Rose cu drăgea, toate camerele alea, macărași, și vine Cârge cu întrepied. Așa mă mâncățești gura ta, doi. Stați că pui și eu la valieră, nu contează că nu, lasă să trag așa. Asta, râdeam aseară la ăla când am tras cu micuțul, că băiatul de la sunet, Teo Stoian, nu era Ciprian care e de obicei la sunet și era prima oară când trage așa mai profi. Și zic, cât la sută e sigur că se trage? 90%. A lăsat loc de eroare, bă. Și zic, bă, oricum nu-i problemă, că Drăcea la fiecare show este înregistrat din buzunar. Și zic, serios? Zic, zic, dacă cineva pare că se ascultă acasă, zic, e Drăcea, cum râde. No, să mai aud asta. Da. Mi se pare un impediment pentru un comedian să nu facă asta. Și Florin, noi, repet, în seara în care a fost el la Umor, am fost toți într-o la pensiune și ne-am uitat toți. Florin a fugit în cameră, în cameră. Că nu se poate uita la el. Care înțeleg, nici ca mine. Care mă uit și mai dau peripii și mai dau peripii. Nu în halul ăsta de narcisist. Da. Pui pauză, te mai uiți un pic. Și ia, ia. Cum ai zis-o pe asta? Nu, nu în halul ăsta. Dar tu să nu poți să-ți faci un swipe up, un story, un să spui sub, să stai o bucată, nu se poate asculta. Eu gen în Uber spre drum. Și eu aveam problema asta, dar după ce mi-am făcut specialul, m-am lecuit, gata, mi-a trecut. După ce stai și montezi la special, e... Mamă, și m-am uitat la al meu de 13.000 de ori, mi-era scârbă când am dat cu el. Bă, cel mai rău e că am stat într-o zi, cred că am stat 4 ore să bine, nu pot, nu știu să montez, dar eram cu băiatul care monta. Eu vin de la edit 7 ore azi, de roster post și pe laburul 4 păi ore. Nu, dar m-am uitat. 4 ore de privit pe tine, da. Da, să te uiți la tine și după aia să te duci să faci același material la club și să... Asta e că eu în drum spre show-uri, eu mă ascult dacă mai este acum cu material nou, ascult setul și mai vin un topper sau văd ce topper am dat, că l-am uitat, adică ascult, nu pot să n-ascult. Ok. Din nou, uneori o dau și în partea altă de prea mult, sunt sigur, dar asta sunt construit, așa sunt. Da. Bă, hai să ne oprim, 31 ianuarie. Cel mai mare eveniment din România. Neapărat. Să vedem cine mai face după noi. Cine mai are loc? Cine? Cine o să vină acum? Toată lumea are loc. Pare că s-a deschis. Pare, da. Pare păi că si. Acum o faci cum... Am dat drumul la toată lumea. Păi fix, vreau să... E fix reduta. După ce... E un băiat care îndoaie furculițe cu mintea. Are pe doi. Dar uite, asta am avut în cap mereu. Că când am făcut-o, de asta am pus nume, ne-am cam aruncat, pentru că știam că vor apărea voci. Mamă, să mă bată mama. Păi ce, sala palatului acum, toată lumea are acces. În același timp, în muzică, nu cred că a fost cineva care a zis, păi, Iuliana Beregoi, asta ce caută aici? Cumva, cred că-s mai... Da, că în muzică sunt super ok cu toate genurile și cu oricine face... Da, mă, nu, și eu zic că, sigur, da, îi iau și ei pe aia lor fiecare. Hater. Da. Nu sunt deloc hater în muzică, 100%, n-are nimeni. Mă rog, privind nicio acum... Nicio problemă cu Gheboasă da... și cu... niciodată. Nu, mă, e ok, adică clar au fost și hater, dar... Vorba lui Cârge, cifre. Overall, oamenii au fost pe susținere, cum ai fost tu și îți mulțumim da. Că ne-ai chemat. Chiar și da. Am fost și la Micuțu, au fost băieții și la întreșouri. Nu ne-au chemat la... Vă știm care nu ne-ați chemat. Și vă știți și voi. Da. Chiar dacă vreți să veniți, mai sunt câteva bilete. Da. Am... Vreo 2000. Da. Mai sunt vreo 2000 de bilete, da. 2000 se uită aici, poate. Acum. Live. Și mai avem de mers, mai avem de mers. După tine mai avem un podcast în seara asta. Da, bă, dar chiar ai... Gojira, ce faci? Da. Mai avem de mers. Dar te sună pe tine Gojira, că te place, te simt. Bine, simt că ți-ară telefonul acum masa. Nu, o să mergem și la el. O să mergem toți. A, nu da spoiler. Bine. Hai, dă. Ba, hai face reclamă, mă, dai pe bune? Sigur rămâne? Așa mergi, nu i-am răspuns. Mergem toți, de la masa aia, cum a fost făcută cu... Cu trepării. Și vrem să-l punem pe Mirel într-un colț să ne certăm cu el. Aha. Facem tot. Da, alea noastre. Încă nu știm de ce, dar găsești motivul. Da. E foarte ușor cu Popinciuc. Să te chezi cu Mirel oricând ești. Așa, mai avem câteva. Pui, cu ocazia asta pui și în țândără ceva. E gagică mai de acolo, e ușor să ajung. Mai schimbăm paradigma, mai. Da. Ce mai avem? Un măruț, cred că ar mai merge. N-avem cum cu domnul de față să nu mergem. Mai dar trebuie să vorbiți de relații foarte mult și de da? Relații toxice. A.
Nu e, mă, păi noi toți suntem o relație toxică, grupul ăsta. Da. Sau ne jucăm niște chestii cu baloane, cu chestii pe acolo, găsim ceva. Mergeți la Morar, dar vine și Necula. La Morar nu, că e cu antena, e cu radiozul, nu mergem. Dar ăsta vorbește lumea, mai merge la asta pe la radio, eu zic că le dăm. Flyere, eu sunt dispus să ieșim și la flyere. Pentru sala Palatului? Da, ar fi amuzant. Nice. Păi n-ar fi rău, sincer. Păi ce faci azi? Cu o oră înainte. Nu știi cine are 1,5 milion. 6 bilete non-ciubinoi de undeva. Bă, sincer, fără nicio glumă, eu nu știu. Eu aș opri sala Palatului, mi se pare acum. În sensul că e full în față, nu mai e niciun bilet VIP. Toate alea scumpe s-au luat, mai sunt doar în spate. Cine e pula mea? Știu că nu e bine marketing ce fac. Dar cine ar mai lua bilete să stea în pulă? Aici să tai. Că mi se pare coaie. Adică oamenii anul ăștia au luat. 2000 de oameni, 1800 au luat. Ăia față e VIP totul, s-a dus. Mai sunt bilete la 40 de lei, 50 în spate, 100. Da, vreau să-l văd pe Drăcea de la distanță. Faceți producție, chestii pe acolo, faceți voi din sala aia ceva? Nu faceți ca... Ștefan Bănică. Da. Am văzut niște filmări de la Ștefan Bănică. Doamne, să mă bată mama de am văzut așa producție la cineva. Nu, vreți să pregătim ceva mișto la început? O chestie? Dar nu o să fie. Vreau să fie cât mai minimalist, așa, cât mai stand-up. Bă, coborâți cu parașute. Adică dacă ăsta v-a fost Bogdane. Afișul, coborâți frumos cu parașute. Bogdane, noi abia le-am avut pentru pozele alea. Noi avem bilete cu 50 de lei. Noi ne bucurăm dacă ieșim pe zero cu promovarea, doar așa de flex. Unde să mai facem ceva? Dacă avem asta un microfon... Astea sunt niște sfori cu care vă coboară. Am fost la show lui Costel. N-aș mai coborâ. L-am văzut că s-a chinuit. Da... Bun, așa de final, oameni buni, nu uitați, dați like, comentarii, abonați-vă la Bogdan, susțineți-l prin like-uri, chiar dacă nu simțiți de fiecare dată. Ajutați-l, ajută foarte mult să recomande la alți oameni care poate ei o să-l placă pe Bogdan. Drăcea, peste tot, eu mereu fac încheieri și la Dobrotă și i-am crescut canalul. Bun, 10% din monetizare vreau. Mersi. Cam atât iau lui Dobrotă. Mersi. Simțiți-vă liberi să lăsați propuneri de invitați în comentarii. Oameni mult mai ok decât noi care să vină să fie mai coerenți. Fără corona. Fără corona la podcasturi. Seară bună din partea mea.